Jocai Mor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 11. Bunul și sărmanul prinț. Mi-ai scris că ai am comunicat ceva, spuse prințul Tibald, pe care Evelin îl chemase la ea chiar în ziua în care dânsa vorbise cu soțul ei. Vreau să plec din Viena. A, e surprinzător. Și unde? În lume. Soțul meu se mută la Paris și cu această ocazie plec cu el. Prințul se uită cu atenție la fața ei. Te-ai plictisit să mai trăiești lângă mine? Degeaba aș tăgădui. Aici sunt o sclavă, trăiesc într-o strălucitoare robie și încă nici nu știu ce înseamnă viața. Regreți cuvântul ce mi l-ai dat? Ți-l dau înapoi, rămâi aici. Prea sunt mândră ca să nu fiu recunoscătoare față de cel de ale cărui binefaceri mă bucur. E de ajuns să știu că în acest palat dumneavoastră sunteți stăpân și numai prin asta am și devenit roaba dumneavoastră. Nu mai vreau să-mi facă nimeni vreodată vreun bine. Vrei să te faci artistă? Și artistă. Evelin apăsă ostentativ pe primul cuvânt. Din ambiție. Nu. Atunci aș fi mai sârguincioasă la învățătură. Vreau să gust libertatea. Vreau și eu să umblu odată prin lume fără lanțuri. E un drum lunecos printre femeile frumoase. Nu cad ele așa de rău ca să nu mai poată fi ridicate. Cine ți-a spus? Văd. Deci vrei să scapi numai de mine? Da, 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 repetă de trei ori Evelin scoasă din fire. Atunci aș proceda foarte bine dacă te-aș scăpa cât mai repede de prezența mea neplăcută, zise contele, luându-și pălăria. Și apoi adăugă ironic. Vă rog să mă iertați, doamnă, pentru ceasurile plictisitoare pe care vi le-am provocat uneori. Evelin se întoarse cu spatele către cel care se îndepărta și bătu din picior cu nerăbdare. În antreu, prințul băgă de seamă că în loc să-și lase bastonul afară, îl adusese cu el înăuntru și-l uitase acolo. Era bastonul lui drag, îl primise în dar de la Evelin de anul nou. Nu voia să-l lase la dânsa și se întoarse să-l ia. Când ajunse în ușa camerei, unde o lăsase pe Evelin, se opri mirat. Doamna era tot cu spatele spre ușe. Strângea la piept, cu amândouă mâinile și cu patimă, bastonul pe care îl căuta prințul și plângea în hohote. Prințul se retrase pe nesimțite așa cum venise. Înțelegea totul. Doamna se certase cu el ca să ușureze despărțirea. Se prefăcuse doar că e meschină, ca să se facă uitată mai ușor. Dar de ce proceda așa? A doua zi, prințul află motivul. La cheul îi aduse prințului cheile apartamentului Evelinei. Doamna plecase de vreme cu un tren de dimineață. Prințul se duse numai decât în camera ei și aici află de ce-l părăsise Evelin. Tot ce primise în dar de la el, lăsase acolo, bijuterii, argintărie, dantele. Nimic nu luase cu ea și prințul înțelese de ce îl părăsise. Și-a găsit și bastonul acolo pe masă și abia mai târziu a observat că în locul unde mânerul de fildeș al bastonului se împreună cu inelul de aur, pe crestătura aceea era înfășurat un fir de păr, un fir din părul lung, mătăsos, care îi ajungea ei până la călcâie. Dar ce putere a avut acest simplu fir de păr? Evelin a ajuns la Paris mai repede decât Kaulman. S-au înțeles că până ce Kaulman îi va aranja o locuință, ea să stea la hotel. După câteva săptămâni, domnul Felix îi făcu o vizită la hotel și îi spuse: locuința dumitale e gata, dacă vrei te conduc. Evelin urcă într-o trăsură și se lăsă însoțită spre noua ei locuință. Aceasta se găsea în cartierul cel mai luxos al metropolei, pe bulevardul Sebastopol, la etajul întâi al unei clădiri elegante. Când Evelin intră în cameră, inima a început să-i bată cu putere. Aceeași cameră cu covor vișiniu, cu un cămin negru ornamentat cu mătase de culoarea porumbelului sălbatic și, în sfârșit, același scrin cu sculpturi rococo, cu incrustații rotunde de porțelan, cu o fereastră spre seră, exact ca la Viena, aceleași tablouri, aceeași argintărie, aceeași garderobă, aceleași casete pentru bijuterii, totul, până și mănușa uitată pe masa din Viena. Sărmanul prinț bun,
suspină ca pentru sine doamna, lăsând să-i cadă în poală mâinile încleștate și ochii i se împenjeniră de lacrimi. Domnul Felix întrebă în acest moment foarte flegmatic: „Ei, ți-am aranjat bine locuința?” „Bunul și sărmanul prinț.” Și Evelin suspină de mai multe ori în șir, pentru că din clipa când fusese angajată la cel mai mare teatru de operă din Paris, de la primul buchet de flori ce i-a fost aruncat la picioare, totul, absolut totul, se datora prințului Tibald, care, de când rostise pentru întâia oară „fata mea”, nu mai părăsise. Jocaimor, Diamantele negre, partea a treia, capitolul 12. Ziua judecății de apoi. Într-o zi posomorâtă, de toamnă, Ivan se întorcea pe jos de la forje spre mină. Pe drum căzu pe gânduri. Ce ticăloasă e lumea asta! Pâinea nu e a celor înțelepți și victoria nu e a celor puternici. Exact ca pe vremea înțeleptului Solomon. Totul mergea de îndoaselea. După un an prost, vine altul la fel. Chiar și natura e vitregă față de om. Poporul flămânzește și cerșește pâine și după ce o capătă, îl uită pe cel care i-a dat-o. Ignoranța e dușmanul nostru cel mai mare. Mari latifundii se distrug fără ca proprietarii lor să fi făcut vreo faptă bună, vrednică de amintire pentru binele țării, al națiunii, pentru cauza obștească. Toată povara prezentului și a viitorului apasă pe o pătură puțin numeroasă și exploatată. Nici domnii mari, nici poporul nu par a fi acasă. Iată, țundrele astea unsuroase se sfătuiesc lângă moară pe cine se aleagă delegat în Reichsrat. Iar Zafran Peti, de când s-a întors de la Viena, nici nu mai stă de vorbă cu vechii săi cunoscuți. Așa de mult i-a crescut nasul. Lumea e a nebunilor. Nimeni nu mai poate fi nici măcar îndrăzneț. Patriotul oftează cu amărăciune, cântă doar țozat și se vaită lângă un pahar de vin, mai și amenință, dar de îndrăznit nu mai îndrăznește. S-a stins orice vlagă, nu mai e niciun bărbat în țara asta. Dar femei sunt? Da, ființe de sex feminin. Uite una din ele, se dă celui care a defăimat-o numai ca să-și poată arăta disprețul adânc față de mizerabilul care i-a luat apărarea. Dar cealaltă, favorita prinților și seducătoarea întregii lumi. Nu e nicio deosebire între o doamnă și o țărancă. Amândouă lipsite de inimă. Și nici sub pământ nu e o lume mai bună. În mine umblă de mai multe zile vihederul. Emanațiile de grizu sunt atât de puternice încât nu se poate lucra. De s-ar provăli odată totul pe el, acolo, sub pământ. Gânduri care țin de lumea aceasta neagră. Pe drum de la forjă, trecând prin fața caselor muncitorilor, văzu ieșind pe ușa ultimei case un om care se împleticea. Era ușa unei cârciumi. Omul era cu spatele la el, așa că nu-l recunoscu. Se vedea că se străduiește să meargă drept, ca să nu se mai clatine. Cine poate fi ăsta care de dimineață iese din cârciumă clătinându-se? Se întreba Ivan și, vrând să știe cine era, se luă după el ca să-l vadă la față. Îl ajunse și îl recunoscu cu mirare. Era Zafran Peter. Pe Ivan îl izbi acest lucru. Își aducea aminte că în ziua dispariției Evelinei, Zafran jurase că nu va mai bea rachiu niciodată. Știa că până acum Zafran se ținuse de cuvânt. Dar își mai amintea și faptul că atunci îi spusese că va mai bea o singură dată în viață și adăugase la asta o amenințare plină de tâlc. Lasă bea, treaba lui. Dar oare de ce vine să bea aici, în perimetru minei lui Ivan? Nu se găsește destul rachiu în prăvăliile de lângă uzina unde lucrează? I-o fi plăcând lui așa. Și Ivan îl salută pe Zafran. Bună dimineața, Peter! Dar Peter nu-i răspunse, ci se uită sălbatic, drept în ochii lui, ca un câine turbat, care nu mai recunoaște pe nimeni. Își strânse buzele și nările i se umflară. Își trase șapca pe sprâncene. Ivan vroia să scoată ceva de la el. Umblă și prin galeriile voastre vihederul? Cel întrebat nici de data asta nu răspunse. Își împinse șapca în sus, pe frunte,
și căscând larg ochii, se apropie de Ivan, deschise gura și, fără o vorbă, îi suflă puternic în față. Apoi se întoarse și, tot așa de tăcut, apucă pe drumul care ducea către mina societății. Când duhoarea de rachiu îi năvăli în față, Ivan se înfioră. Într-adevăr, nu era deloc un miros plăcut. Rămânând pe loc, se uită lung după cel care se depărta. După ce făcu vreo 20 de pași, Peter întoarse capul cu aceeași privire amenințătoare și turbată. Rânja ca un câine, gata să se repeadă, și îi se vedeau dinții albi și gingia roșie și lată. Văzându-l astfel, Ivan băgă mâna în buzunar și, dând de patul pistolului, o clipă, îi trecu prin minte gândul că dacă acum ar trage și l-ar ucide pe loc pe omul acesta, ar împlini voia lui Dumnezeu. În ultima vreme, Ivan era nevoit să poarte pistolul la el, deoarece muncitorii de la mina vecină îl amenințaseră că dacă îl vor prinde odată singur, au să-l arunce într-un puț părăsit dacă nu-l vor putea nimici în alt fel. De la o astfel de adunătură, de fel de fel de elemente suspecte, te poți aștepta la orice. Dar până la urmă îl lăsă pe Savran Peter în plata domnului. Se întoarse și el, îndreptându-se spre mină, să controleze pompa pneumatică. În mină, proporția de grizu era de 3-7, așa că Ivan opri lucru subteran în acea zi. Mai întâi trebuiau evacuate gazele periculoase. I-a pus pe muncitori să adune cărbunele de afară, iar în mină nu rămaseră decât cei care lucrau la pompe. Rămase cu ei până seara târziu, să supravegheze, apoi le dădu drumul să plece acasă. Nici noaptea nu aveau să lucreze. Se retrase și el mai devreme în căsuța lui. Era o vreme urâtă, cețoasă și nourată, care de obicei exercită o influență apăsătoare asupra stării sufletești a omului, pentru că omul suferă împreună cu natura. Când cerul e melancolic, e melancolic și omul, dar când mai e și pământul bolnav. De multe ori pământul avea febră. Cărbunele emana gaze ucigătoare și exhalațiile lui otrăvite otrăveau și aerul. Fructele cad din cauza omizilor și mucegaiului, în cereale prinde tăciunele, gălbeaza seceră animalele, omul însuși bolește. Toată ziua aceea Ivan simțise că îl cuprinde un fel de groază ciudată, nesuferită stare. Rămase singur în casa pustie, fu și mai mult copleșit de acest sentiment ca de gheață. Se încrețea pielea pe el, era neliniștit. Orice gând îi era insuportabil. Starea materială, treburile țării, prietenii lui, femeile frumoase, toate îi făceau silă. Nici știința nu-l mai consola. Era bâșbeială prin întuneric. Munca nu-i mai plăcea și acesta era semnul cel mai rău al bolii. Când nu-ți cade bine mâncarea sau băutura, când îți dă târcoale somnul sau nu te mai încălzește vorba femeii, mai treacă meargă, dar când nici munca nu-ți mai place, atunci să știi că ești bolnav de-a binelea. Nu mai simțea nevoia nici să doarmă, nici să rămână treaz. Se culcă doar ca să stea întins. Închise ochii doar ca să nu mai vadă nimic. Dar mai târziu, în fața ochilor săi închiși, lumea a început să se miște. În mintea lui învie trecutul. Își aminti cu scârbă și scârba împrospătează de minune amintirile de damful de rachiu al lui Zavran Peter. Și această scârbă îl duse înapoi la vorbele pe care le rostise cândva acest muncitor. Nu mai beau rachiu în viața mea. Dar odată totuși am să beau, când o să simțiți că miros arachiu sau o să mă vedeți ieșind din cârciumă, în ziua aceea să stați acasă, pentru că în ziua aceea nimeni nu o să poată ști cum și de ce își va găsi moartea. Dar ce tot mă frământ cu beția ta, îi zise Ivan, dorm tu acasă la tine și eu aici la mine. Totuși, fantoma lui Peter nu voia să stea acasă, ținea cu orice preț să doarmă într-un pat cu Ivan. Cum a țipit puțin, Ivan simți din nou în nări acel miros urât și prin ploapele lăsate văzu obrazul lui Peter aplecându-se spre el,
pironindu-l cu ochii injectați și suflând printre buzele lui răsfrânte și dinții lui încleștați. Făcea eforturi să alunge această vedenie. Deodată îl aduse la realitate o explozie îngrozitoare, parcă s-ar fi prăbușit lumea în ziua judecății de apoi. Se pomeni aruncat din pat pe podea și abia acolo se dezmetici. Întâiul lui gând a fost: zuhatarul mi-a distrus mina. O năpastă ca asta îi mai lipsea, ca să fie complet la pământ. Alergă în grabă afară. Noaptea era neagră ca de zmoală și domnea o liniște desăvârșită. Nu știa încotro să apuce. Să strige? Pe cine să strige? Mai rămăsese oare vreo ființă vie în valea asta? Nu cumva erau cu toții morți și înmormântați? Sau mai trăia și amuțiseră cu toții cum amuțise și el? Ce-a fost asta? De unde a venit detunătura asta care a făcut să se cutremure pământul și să urle văzduhul? Clipa următoare îi aduse răspunsul. În noaptea neagră, cum e catranul, dinspre clădirile societății anonime s-a ridicat deodată o coloană de flăcări orbitoare și după încă o clipă se auzi o explozie și mai puternică decât cea din tâi. Suflul sparse geamurile caselor și mătură coșurile care se prăbușau pe acoperișuri. Presiunea uriașă îl pironi pe Ivan de ușă. Și în acea lumină de iad, Ivan îi văzu pe muncitorii de la mina sa, stând în genunchi, cu o spaimă cumplită, întipărită pe fețele lor înroșite de văpaia focului. Pe pragul caselor din apropiere, făpturi de femei și de copii încremeniseră de groază. Toată valea semăna cu craterul unui vulcan în erupție, parcă era Gomora potopită de foc, scufundându-se în Marea Moartă. Flăcările uriașe se ridicau până la nori și făceau cerurile să tune cu un bubuit pe care furtuna nu l-ar putea întrece niciodată. Peste câteva clipe, flăcările dispărură și se lăsă iarăși beznă. Deasupra minei societății mai plutea însă un nor subțire și alb. A sărit în aer mina vecină, strigă Ivan cu un urlet disperat, parcă nu-și dădea seama că detunătura infernală îi trezise pe toți cei care mai rămăseseră în viață. Hai să-i salvăm, oameni buni! Uitase că lumea e mărșavă, că oamenii sunt dușmani. Știa doar că sub pământ, al oricărui va fi fost acest pământ, se întâmplase o groaznică nenorocire, ceva ce nici nu putea fi exprimat în vorbe. Ajutor, oameni buni! Mai urlă el odată și, alergând la clopotul de alarmă, începu să-l smucească din răsputeri. Peste o clipă, se iviră de pretutindeni muncitorii săi, treziți din somn, strigând: a explodat mina vecină, ca și cum ar mai fi fost cineva care să nu știe acest lucru. Se scurseră câteva clipe lungi de tăcere. Cu felinarele în mână, minerii îl înconjurară pe Ivan, așteptând să le dea îndrumări. Trebuie să-i salvăm, fură cele din tâi cuvinte ale lui. Oh, acesta era gândul tuturor. Cei îngropați în subteran, oare ar mai fi trăind, trebuiau salvați de către cei care rămăseseră sub cerul bunului Dumnezeu. Nu mai sunt dușmani, ci numai oameni. Repede pompa și gălețile, porunci Ivan. Luați toți câte ceva ca să vă legați la gură. Aduceți scule de spart pereții și funii, furtunuri de cauciuc și scări. Să nu rămână aici decât femeile. Haideți! Luă pe umăr o rangă grea de fier și, după ce îmbrăcă o haină ponosită, porni în fruntea muncitorilor către mina societății. Noi stăpâni își îngrădiseră proprietatea cât putuseră mai strajnic, pentru ca să nu poată trece pe la ei căruțele lui Ivan. La porți erau atârnate tăblițe pe care sta scris cu litere mari: intrarea pe această poartă este strict interzisă fără aprobare. Dar acum nu mai era nevoie de aprobare. Poarta fiind închisă, Ivan băgă ranga sub ea, balamalele săriră din loc și poarta se deschise. Oamenii nu mai înhămaseră caii la căruțele cu care se transportau pompele, ci s-au apucat să le împingă singuri, opintindu-se câte 10 pe drum și pe lângă drum, drept înainte, pe calea cea mai scurtă. Goana lor disperată semăna cu năvala unei gloate de strigoi în miez de noapte. Așa păreau cu lămpile care le atârnau la brâu. Dar nu peste mult avură lumină din belșug.
Una din bolțile forjei care se găsea lângă mină se prăbuși din cauza zguduiturilor puternice și lumina focurilor de la furnalele încinse înroși deodată tot cuprinsul. Muncitorii trecură mai departe, fără să se oprească. Putea să curgă fierul topit pe unde voia. Un spectacol înfricoșător li se înfățișa celor care stăteau în lumina focului. Cazanele rotunde ale pompelor instalate deasupra puțului nu mai existau. Cărămizi sfărâmate acopereau câmpia pe 1000 de stânjeni. Mașina de extracție zăcea răsturnată departe de locul unde fusese instalată și nu mai rămăsese în picioare decât unul din zidurile clădirii turn de care atârnau frânturi de bare de fier. De pe acoperișurile caselor apropiate fusese remăturate toate olanele. Intrarea dinspre nord a minei era prăbușită. Portalul, minunatul clădit din piatră cioplită, zăcea grămadă și semăna cu gura unei cariere de piatră părăsite. Pietroaie, grinzi, drujdi de fier și cărbuni zăceau într-un straniu vălmășag, parcă fuseseră aruncate acolo de un vulcan. Dar vaetele acelea înfiorătoare, sute și sute de femei și copii, poate tot atâtea văduve și orfani. Soții și părinții sunt îngropați acolo, sub picioarele lor, și ei nu-i puteau ajuta cu nimic. Câțiva bărbați, mai mult din prostie decât din curaj, au încercat să pătrundă prin găura prăbușită a minei, dar gazul care răbufnea din adâncuri i-a amețit. Punându-și viața în primejdie, tovarășii lor s-au apucat să-i trească afară cu cănci și cu funii. Iată-l pe unul întins pe iarbă. Femei neputincioase îl înconjoară frângându-și mâinile. Cum ajunse, Ivan dădu îndrumări. Nu vă apropiați fără rost de gura minei. Așteptați până mă întorc. Porni în grabă spre clădirea direcțiunii. Își uitase angajamentul de a nu mai vorbi niciodată cu Rone. Dar pe Rone nu-l găsi acasă. Plecase în orașul vecin, unde avea loc un banchet dat de antreprenorii căii ferate cu prilejul terminării marelui tunel. Și Rone avea obligația să ia parte. Îl găsi doar pe inginerul Secund, care îi veni în întâmpinare. Inginerul era o fire scandalos de flegmatică. Se consola că asemenea catastrofe se întâmplă și în străinătate, dar acolo nici nu sunt luate în considerare. Trebuie să se reconstruiască gurile minelor, să se rearmeze rețeaua de galerii, să se poată începe un alt câmp de abataj. Asta o să coste bani mulți. Voilà tu! Câți oameni lucrau în subteran? Întrebă Ivan. Acum numai vreo 150. Numai? Și ce credeți că se va întâmpla cu ei? Ei, o să fie cam greu să-i salvăm, pentru că tocmai se lucra la străpungerea care trebuia să lege galeria de nord cu cea de est, ca să se facă o aerisire mai bună. Va să zic că nu mai e nicio intrare în afară de cea care s-a prăbușit. Păi și galeria de ei s-a prăbușit. Flacăra de acolo a răbufnit pe gura puțului. Ați văzut-o? Pentru mine rămâne de neînțeles cum s-a putut produce o a doua explozie, dar doar la un interval de câteva minute. Foarte simplu. Peretele care urma să fie străpuns era atât de subțire încât explozia din galeria de nord pe semne că l-a năruit. Atunci, fără îndoială, nu din cauza flăcării care se stinsese, ci din cauza presiunii mari, și aceasta produce căldură, s-au aprins gazele din galeria de est și, neputându-și face loc către cărbunele care se surpa, au izbucnit prin gura puțului. S-a întâmplat exact ca în cazul când țeava unei puști e înfundată cu nisip și praful de pușcă mai curând reușește să spargă țeava decât să împingă nisipul afară. Inginerul îi vorbea lui Ivan cu atâta sânge rece, de parcă din toată nenorocirea asta, pe el l-ar fi interesat doar faptul că va trebui să-i proiecteze noi guri de mine. Ca să-i putem salva pe muncitorii înmormântați de vii, ar trebui măcar să pompăm afară gazul din gura puțului și să începem evacuarea dărâmăturilor. Unde e pompa dumneavoastră? Uite-o, spuse inginerul, arătând în sus spre cer, dacă n-o fi căzut cumva. Și pompe portabile nu aveți? N-a prevăzut nimeni că ar putea fi necesare. Bine, am adus eu una. Să începem treaba cu ea. Aș fi curios să aflu cum.
dacă pompa e cu țeavă de aramă, nu poate fi introdusă în zigzag printre dărâmături, iar dacă e cu furtun, acesta se îndoaie. Furtunul trebuie introdus de către un om. Un om? Făcu inginerul țuguindu-și buzele. Priviți, chiar acum e scos al treilea om care s-a băgat ca un nebun printre dărâmături. Totuși cei de jos n-au murit încă. Îi putem readuce la viață. Eu, unul, nu prea cred că ați putea găsi nici până diseară pe cineva care să tragă capătul furtunului la 50 de pași printre ruine. Am și găsit. Fac eu însumi treaba asta. Inginerul ridică din umeri și nu-l opri. Ivan se întoarse la oamenii săi, care între timp începuseră să se pregătească de lucru. Îl chemă deoparte pe minerul cel mai bătrân. Neapal, cineva trebuie să intre pe gura galeriei cu furtunul pompei. Bine, tragem la sorți. Nu tragem la sorți, intru chiar eu. Voi toți sunteți cap de familie, aveți soții și copii. Eu n-am pe nimeni. Cât timp rezistă un om fără să respire în mină, în gaze? Cam 100 de pulsații. Bine, dați-mi furtunul, legați-mi o funie de mijloc și lăsați-o ușor după mine. Dacă vedeți că nu mai trag de furtun, atunci începeți voi să trageți ușor de funie, dar încet de tot, să nu-mi zdrobesc capul dacă cumva nu mai știu de mine. În acest timp, Ivan își scoase brâul de bumbac pe care îl purta în jurul șoldurilor, îl muie într-o căldare cu oțet de vin, îl stoarse, apoi își înfășură fața în așa fel ca nasul și gura să-i fie acoperite. Își potrivi la subțioară capătul funiei, luă pe umer furtunul și porni spre intrarea ruinată a minei. Bătrânul muncitor mormăi în urma lui. Numărați secundele. 50 încolo, 50 înapoi. Ivan dispăru printre dărâmături. Muncitorii își scoaseră pălăriile și își împreunară mâinile. Cu mâna dreaptă, bătrânul își apucă închetura mâinii stângi și începu să-și numere pulsul. Trecu de 50, iar furtunul se ducea tot mai adânc. Ajunse la 60, la 70 și furtunul continua să înainteze. Ivan pătrundea tot mai adânc, în acea lume a morții. De pe fața bătrânului picurau broboane de sudoare. 80, 90, 100 de secunde. Nu o să-l mai vedem niciodată pe Ivan. Dar tocmai atunci furtunul se opri și începură să tragă de frânghie. Era moale, nu ținea nicio greutate. Ivan se ținea pe picioarele lui. Tot mai mergea, pentru că frânghia era tot neîntinsă. Deodată se întinse. Acum trebuie tras cu atenție. Dar deodată, iată, iară se lăsă moale. Bătrânul muncitor ajunsese cu numărul la 160. Atunci se iviști și Ivan din gura puțului, sprijinindu-se de cheia bolții dărâmate, însă nu mai a avut putere să treacă peste ea și căzu amețit în brațele muncitorilor care alergaseră să-l ajute. Era palid la față ca un om care se luptă cu moartea. Nu-i nimic, spuse el râzând, revenindu-și după ce respirase puțin aer proaspăt și după ce îi frecaseră fruntea cu oțet. A, e îngrozitor aerul înăuntru. Prin ce suferințe vor fi trecând cei care au rămas închiși acolo? Și nici nu-i trecut prin gând să le spună. Aici sunteți voi, mizerabililor, care m-ați părăsit atât de ingrat, voi care v-ați înțeles să mă pierdeți, i-ați prigonit pe adepții mei și m-ați părât și ați vrut să mă închideți, să mă ucideți pe ascuns, ați alcătuit delegații și v-ați pregătit să le trimiteți la dușmanii propriului vostru pământ natal. Acum sunteți aici, înmormântați în întunericul pământului care v-a născut și care se răzbună. El însă nu se gândea decât la un singur lucru, cât trebuie să sufere cei de sub pământ, să-i salvăm. După ce pompa de aer a fost pusă în funcțiune, au început lucrul. Era o luptă grea, dar nu fără folos. Ivan repartiză oamenii la locurile lor de muncă. La înlăturarea dărâmăturilor, oamenii nu vor lucra mai mult de o oră în cap. Toți trebuie să-și țină fața acoperită. Când vreunul dă semne de amețeală, numai decât ceilalți să-l ducă de acolo când mai e pe picioare. Până la ziua, gura minei surpate fu curățată, dar în gura golului, lumina soarelui încă nu putea pătrunde. Într-o parte, tavanul de ardezie era prăbușit cu totul, așa că Ivan, chinuindu-se să bage furtunul, abia se putuse strecura. În locul unde se găsea acum capătul furtunului,
Tavanul era complet dărâmat. Era necesar un efort supraomenesc ca să faci în câteva zile o treabă care necesita săptămâni întregi. Totuși, trebuia făcut. Muncitorii lui Ivan, ajutați dintr-o foarte mică măsură de cei de la societate, au continuat deblocarea intrării galeriei Surpate. Explozia se produsese în timpul când muncitorii se schimbau. Când atmosfera e grizutoasă, muncitorii se schimbă de 4 ori. Explozia s-a produs în momentul când intra schimbul de noapte. O parte din muncitori coborau tocmai atunci pe puț. Aceștia de mult sunt pe lumea cealaltă. O altă parte se află în drum spre ieșire și aceștia au fost triviți de explozie și de surpăturile galeriei. Unii rămăseseră probabil în rampa puțului și fuseseră feriți de flăcări și de dărâmături și acum erau îngropați de vie acolo. Afară nu rămăseseră mai mult de 20-30 de mineri. Mai erau muncitorii de la forjă, dar directorul de aici a refuzat categoric să-i dea pentru deblocarea galeriilor. Toate furnalele sunt pline cu metal topit și dacă nu au grijă suficiente de ele, vor rezulta numai urși, așa numesc furnaliștii masa de oțel care, din cauza unei topiri greșite, nu iese din furnal și care, fiind inutilizabilă, este aruncată cu cuptor cu tot. Activitatea forjei nu suferă amânare. Șinele trebuie să fie livrate la timp, altfel se vor plăti penalizări uriașe. Așadar, Ivan și muncitorii lui s-au văzut nevoiți să desfășoare aproape singura acțiunea de salvare. Doar femeile le-au sărit în ajutor, muncind alături de cei care încercau să le salveze soții. Era o muncă istovitoare. Galeriile aproape prăbușite trebuiau armate cu grinzi din jumătate în jumătate de stânjen. Apoi, deodată pătrunzând printre dărâmături, s-au întâlnit cu un alt dușman. După explozie, galeriile fuseseră inundate de apă. Trebuiau puse în funcțiune și pompele de apă. Unde nu puteau ajunge cu ele, erau nevoiți să scoată mâlul negru cu gălețile. După amiază se întoarse și domnul Rone. Aflase despre nenorocire în toiul petrecerii și era foarte înfuriat. Veni la mină și îi blestemă pe muncitorii care pieriseră în subteran. Bandiții! Au făcut pagube de 1 milion societății. Mai bine crăpau cu toții. De ce vă omorâți cu salvarea lor? Să piară acolo. Bețivani și ticăloși ce sunt. Minerii care lucrau la curățirea galeriei nu-i răspunseră nimic. Mai întâi pentru că n-aveau timp, apoi pentru că toți aveau gura legată. Deblocarea unei galerii surpate e o muncă tăcută. Dar la un moment dat, tocmai când domnul Rone îi înjura aprig și îi blestema pe cei înmormântați, un muncitor se opri în fața lui și îi se uită între ochi cu multă îndrăzneală. Era tot atât de plin de nămol și murdar de cărbune ca și ceilalți. Fața lui, ca și a celorlalți, era acoperită până sub ochi cu o bazma și restul figurii îi era negrit de praf de cărbune, dar putea fi totuși recunoscut după ochi. Cine s-a uitat o singură dată în acești ochi, nu i-a uitat niciodată. Erau ochii lui Ivan. Domnul Rone tăcu subit și se cără de acolo împreună cu inginerul său, lăsând pe Ivan să-și continue treaba după voia lui. 4 zile și 4 nopți, munca și eforturile n-au încetat. Bravii oameni au învins toate obstacolele și și-au croit drum până la cea din tâi galerie liberă. În tot acest timp, Ivan nu s-a așezat la masă și n-a dormit în pat. Îmbuca pe apucate, pe piatra cea mai apropiată și dormea o oră, două, când îl dobora somnul oriunde, numai să nu fie în calea muncitorilor. Nu părăsi galeria nici măcar pentru o oră. Și în a patra zi dă dură de primul om. Om, dacă așa se putea chema, masa aceea strivită de perete. Fusese cândva o făptură în carne și oase. La câțiva stânjeni mai încolo zăcea un altul, al cărui cap nu-l putură găsi. Apoi dă dură de un cărucior cu care se căra cărbunele afară. Era rupt în bucăți și așchiile lui străpunseseră cadavrul unui om. Pe urmă descoperiră câțiva oameni carbonizați. Flăcările ajunseseră până aici. Într-un loc, un strat de ardezie surpat strivise sub greutatea lui de 100 de chintale vreo 15 muncitori. Fură nevoie să-i lase acolo, pentru că ar fi fost necesare zile întregi ca să sfărâme piatra aceea.
Trebuiau să se grăbească să dea de cei vii, dacă se mai afla vreunul. Peste tot, în toate galeriile, găsiră morți, dar numărul lor era încă foarte departe de acela al dispăruților. Muncitorii de la mina societății i-au spus lui Ivan că dacă mai sunt totuși mineri în viață, aceștia nu s-ar putea găsi decât la rampa puțului, unde își lăsau ei traistele până după terminarea lucrului. Numai că galeriile erau distruse în așa măsură încât înșiși muncitorii care cunoșteau bine mina abia reușeau să se orienteze. În unele locuri, explozia surpase pereții despărțitori, în altele astupase intrările sau provălise galerii suprapuse. Chiar și omul cel mai umblat prin subteran orbecăia după galeria principală, singura după care s-ar fi putut orienta. În cele din urmă lui Ivan îi se păru că dă de un morman mare de cărbune și de dărâmături de ardezie se aude un geamăt înăbușit. Să începem să săpăm aici, le spuse el muncitorilor. Începură să dea la o parte dărâmăturile și după ce curățară locul, muncitorii de la mina societății păreau că încep să se orienteze. Da, aici e ușa care duce la rampa puțului. Fără îndoială că suflul trântise ușa, iar peretele lateral se prăbușise peste ea acoperind-o și îi îngropase pe cei aflați acolo, scăpându-i de carbonizare. Așa era. Gemetele și strigătele de ajutor se auzeau tot mai tare printre dărâmături, acum se vedea și ușa și îndată după ce o scoasele din țâțâni, Ivan lumină rampa. Nu l-au întâmpinat cu strigăte de bucurie. Nu s-au repezit să-i îmbrățișeze genunchii oamenii aceia scăpați din dezastru. Zăceau acolo făpturi desfigurate în ultimele zbatere ale vieții. Mai mult de 100 erau. Mai trăiau, dar cum? Uscați din cauza foamei și a setei, sufocați de gazele subterane, copleșiți de disperare. La pătrunderea celei din tâi raze de lumină, acele umbre omenești când ridicau mâna, când înălțau capul, ca și cum s-ar fi ivit luceafărul de dimineață într-un mormânt. La semnul învierii se mișcau morții. Un geamăt care străpungea inima, un geamăt în care nu mai era nimic omenesc, izbucni din 100 de piepturi. Cei care l-au auzit aveau să-l țină minte toată viața. Oamenii aceștia fuseseră izolați în momentul exploziei. Suflul le stinsese lămpile și ar fi fost o nebunie să încerce să le reaprindă. De atunci zăceau înmormântați de vii în beznă. Dar pericolul creștea pentru că, după ce au fost acoperiți de dărâmături, au băgat de seamă că apa se infiltra încet în încăperea care devenise pentru ei și adăpost și mormânt. Rampa se afla cu o jumătate de stânjen mai jos decât galeria. Atunci, pe întuneric, au început să construiască o schelă din scândurile și grinzile aflate acolo. S-au urcat cu toții pe această schelă, așteptând acolo o întreită moarte, foamea, grizuul sau apa care creștea. Oricare din ele putea să le aducă sfârșitul. Când salvatorii au scos ușa, apa a început să bată în partea de jos a schelei. Sub supravegherea lui Ivan, nefericiții fură scoși în liniște și ordine din funebrul lor adăpost. Nu s-au îmbulzit, ci au așteptat, culcați pe locurile lor, să le vină rândul. Încercarea morții făcuse din ei oameni foarte așezați. Unii nu puteau nici măcar să-și deschidă ochii, dar mai trăiau cu toții și natura omenească este făcătoare de minuni. Erau deci salvați. Cu asta misiunea lor nu era încheiată. Poate că mai erau oameni înmormântați la străpungere. Apoi trebuiau neapărat să se convingă dacă lucrurile s-au întâmplat așa cum presupusese inginerul, și anume dacă explozia terminase străpungerea dintre cele două galerii și deci dacă se putea trece dincolo, ceea ce ar fi înlesnit mult operațiile de salvare a nenorociților din galeria răsăriteană. La intrarea în galeria de străpungere zăcea un cadavru carbonizat până la desfigurare. În mână ținea o lampă de vid deschisă. Așadar, acesta era blestematul care săvârșise crima. E adevărat, deci, că nebunia omenească pusese la cale această distrugere infernală. Cadavrul era de nerecunoscut.
Hainele erau scrum, dar de cureaua lui de piele era prins un toc de oțel. În toc au găsit un ceas de aur, pe capacul căruia era zugrăvit în email bustul unei femei frumoase. Ivan o recunoscu pe Evelin. Lângă poză era o bancnotă de 100 de fiorini înnegrită, dar nu carbonizată. Pe spatele bancnotei era scris: am primit-o acum un an, o restitui astăzi. Groaznică restituire! Abia acum înțelegea Ivan legătura dintre faptele și cuvintele acestui om înspăimântător, pe care amintirea antropofagiei îl mânase până la desăvârșirea acestui măcel. Înțelegea acum și amenințarea pe care o rostise acest om mai demult, când îi fusese răpită logodnica, și faptul că se angajase atât de degrabă la mina societății. Și ultima lui beție și danful acela pe care sfidător îl suflase în obraz era o adevărată întrupare a lui Antichrist, un demon ascuns într-o ființă cu chip de om, care se jertfește pe sine ca să se poată răzbuna pe toți cei care l-au jignit și l-au înșelat, care au râs de el și l-au batjocorit, l-au disprețuit, l-au păcălit, i-au ținut toasturi, l-au sfidat cu bogăția lor, l-au înfruntat cu fastul lor, l-au dus de nas profitând de naivitatea lui. Cum au să mai cadă toți după el, după ce va răsturna cu piciorul piatra pe care stă, cum au să se prăbușească pe mormântul lui unul după altul? Preot, bancher, om de afaceri, diplomat, ministru și comediantă. Iadul însuși nu mai avea ce învăța pe acest om. Adâncit în gânduri, Ivan stătea lângă cadavru și în asemenea clipe, deși se găsea sub pământ, atingea cerul cu fruntea și în sufletul lui se învălmășau aceste porniri. Și el fusese jefuit și pungășit de aceea asupra cărora acest om își revărsase veninul răzbunării. Și de el își bătuseră joc și pe el îl striviseră cu bogăția lor și lui îi înfipseseră pumnale otrăvite în inimă. Iar el se grăbea acum să salveze viața și averea dușmanilor săi. Se bătea cu cinste, nu numai pentru viața oamenilor, dar și pentru averea lor, pentru că această avuție uriașă, care zace aici sub pământ, nu e numai averea dușmanilor săi, ci și a omenirii. Aici se află rezervorul tainic al bogăției statului, al progresului industriei. Încă o teamă îl chinuia. Nu îndrăznea să se destăinuiască nimănui, căci dacă acești muncitori, care îl urmaseră prin toate primejdiile, i-ar afla gândurile, l-ar părăsi îndată și s-ar grăbi să ajungă la aer liber. Cilindrul de metal al lămpilor Devi era plin până la refuz cu o flacără roșie, ceea ce arăta că în galerie erau mai mult de o treime grizu și mai puțin de două treimi aer respirabil. Dar lor nu le mai era frică de gazul de mină. Se obișnuiseră să privească cu îndrăzneală în ochii acestei fantome groaznice. Chiar și atunci când așezau pe targă corpurile sfârtecate ale victimelor ei. Dar mai era acolo și o altă fantomă care vine cu ochii închiși. Cu aceasta nimeni nu are curajul să se întâlnească. Oxidul de carbon din mină. Prezența acestuia este înspăimântătoare. Când au ajuns la străpungerea dintre cele două tuneluri, l-au găsit, așa cum prezisese inginerul. Pereții despărțitori fusese rădărmați de explozie și trebuiau doar îndepărtate dărâmăturile spre a se stabili legătura cu galeria de est. Niciunul din muncitorii care aveau de executat această sarcină n-a putut rezista mult timp în această muncă. După câteva minute se întorceau unul câte unul și se plângeau că îi apucă tusea și că lampa arde prost în acel loc. Pe coridor, în cilindrul lămpilor, flacăra ardea mare, iar în dreptul dărâmăturilor, flacăra abia mai pâlpâia. Acest fenomen era rău prevestitor. Cel care se întorsese ultimul povestea că atunci când mișcase o mare bucată de cărbune, prin apărătoarea gurii a pătruns un miros atât de neplăcut încât nu a putut rezista. Miasma aceea semăna cu a verzei acre stricate. Muncitorii mai bătrâni știau de mult ce înseamnă duhoarea de varză în galerie.
Bătrânul Pal îl vesti pe Ivan, care se duse el însuși să cerceteze locul acela, ferindu-se să respire chiar prin apărătoarea de la gură, hotărât să se întoarcă repede. Ivan luă ranga de fier și lampa și, ținându-și răsuflarea, porni spre dărâmături. Apucând ranga cu amândouă mâinile, împinse cu toată puterea blocul de cărbune, care se prăbuși cu zgomot mare în partea cealaltă. Apoi agăță mânerul lămpii de ghearele rângii și strecură ranga prin spărtură. Lampa se stinse dintr-o dată. Continuă să privească în întuneric prin gaură și văzu îngrozit că în galeria vecină mijește un fel de lumină roșie. Știa bine ce înseamnă asta. Știa așa de bine încât, de groază, lăsa acolo până și ranga și se îndepărtă cât putu mai iute. Arde galeria de est, strigă cu spaimă printre muncitori. Aceștia n-au scos un cuvânt. L-au apucat pe Ivan de brațe și l-au târât după ei ca nu cumva să rămână în urmă. Ceea ce venea acum după ei, mirosul acela groaznic, nu mai era vihederul fioros care amenință și distruge dacă îi se strânește mânia, ci oxidul de carbon, perfidul care se dezvoltă din cauza incendiilor de mină și care nu se lasă înfruntat, nu respectă inima vitează, iar cel asfixiat de el nu poate fi readus la viață prin niciun masaj, nici prin rugăciune. Singura scăpare e fuga. În câteva minute galeria s-a golit. Când ajunseră la lumină, unde morții sau cei care mai trăiau erau înconjurat de plânsetele de bucurie sau de vaetele mulțimii de femei și copii, Ivan îl regăsi pe inginer, își smulse cârpa de la gură și zise: "Acum, domnule, vă pot spune ce e acolo, jos, prăpădul. Galeria de est arde. Cred că arde de mai multe zile, deoarece a cuprins tot coridorul. N-am să uit niciodată această priveliște. Asta nu mai e opera răutății omenești, nu mai e pedeapsa lui Dumnezeu, ci pur și simplu neglijența supraveghetorilor. Dumneavoastră, ca mare fizician, trebuia să știți că o mină se aprinde singură atunci când sfărâmăturile de cărbun care conțin pirită gălbuie și care de fapt nu se mai întrebuințează sunt lăsate să se adune în mormane. Acolo cărbunii se supraîncălzesc și se aprind. Galeriile dumneavoastră sunt pline de astfel de grămezi provocatoare de incendii și acum vă urez noapte bună și dumneavoastră și mie. Incendiul din mină nu-l poate stinge nimeni. Ați auzit de muntele care arde la Dudweiler? Au trecut 120 de ani de când s-a aprins în el cărbunele și mai arde și acum. Perechea lui va fi aici. Noapte bună, domnule." Inginerul ridică din umeri. Ce-i păsa lui?" Împreună cu muncitorii, Ivan părăsi mina bătută de Dumnezeu. Dar ce s-o fi întâmplat între timp în mina lui? 4 zile și 4 nopți nici nu se gândise la avutul lui. Jocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 13. De la sublim la ridicol. Cine vrea să cunoască sensul zicalei de la sublim la ridicol nu-i decât un pas, să joace la bursă. Acolo îl va afla. Azi poți fi un mic Dumnezeu, iar mâine o mică javră. Azi, toți cei 60 de agenți de schimb strigă de răgușesc numele întreprinderii tale, lângă bara rotundă a corbeiului. Toți stăpânii bursei te caută acolo pe parchet și îți scrutează fața să vadă dacă ești vesel sau nu. Dacă nu cumva, se ascunde vreo umbră sub seninul feței tale. Astăzi, când se face ora 1 și începe să sune clopotul bursei, se îmbulzește după tine toată mulțimea de culisiori și de agenți de schimb care îți arată de departe ale lor carnete pline de afaceri încheiate în favoarea ta. Marea de oameni care se înghesuie în culise își sprijină hârtiile unul pe spatele celuilalt și astfel își notează cu creionul tranzacțiile încheiate asupra acțiunilor tale. Toate mâinile stau ridicate, arătând spre pointaj martorul ridicării tale. Mulțimile blochează trecerile de la pasaj de l'opera, făcând speculații în numele țării. Azi, hârtiile tale strigă înfuriate. Eu iau, eu vând și se încheie asupra lor contracte de
fen curant pe fen proșen, în lichid, chiar și în afara bursei, unde mișună sexul frumos, deoarece femeile, conform legii, nu au voie să joace la bursă, cam 1000 de muieri avide, actiate după bani, pândesc delegatul cu carnetele care strigă prin grilaj către această bursă de fam, cum le mai stau acțiunile. Iar pe partea cealaltă a aleii, doamnele din înalta societate, cărora le este rușine să vină mai aproape, dar nu le este rușine să joace, se apleacă pe ferestrele caleștilor să afle cât au câștigat prin tine. Asta se întâmplă astăzi, dar mâine s-ar putea să nu mai fii nicăieri. Numele tău e șters din toate agendele. Se observă că nu mai ești la parchet și de aici află toți că nu mai ești pe lume. Chiar și babele din afara grilajului bursei știu că nu mai ești. Nici măcar un om nu mai ești. Nu mai ești nimic. Ești un loc gol. Firma Kaufmann strălucea la apogeul gloriei sale. În timpul siestei de după masă, învăluiți în nori de fum ai bătăliei, domnul Felix și bunul său prieten abatele își zideau castelele lor strălucitoare. Mâine se va lansa la bursă împrumutul papal, garantat cu ipoteca asupra bunurilor bisericești maghiare, spuse Felix. Mâine primesc de la Viena numirea în scaunul episcopal al Transilvaniei, anunță abatele Samuel. Regii finanței sunt interesați în împrumutul nostru până la ordinul milioanelor. Papa mi-a dat binecuvântarea și pălăria de cardinal plutește de pe acum deasupra capului meu. Regii finanței, care aparțin partidului legitimist, sunt supărați că o femeie care împartă numele se află pe scenă. Oare asta ar putea dăuna cu ceva împrumutului? E ușor să te desparți de ea. Nu mai am nevoie de ea. Mâine am să o lămuresc cu privire la situația ei. Se spune că prințul Valdemar ar fi sosit la Paris. Se vorbește că a venit după această femeie frumoasă. Dar dacă are de gând să pună piedici afacerilor noastre financiare? Nu mai are nicio posibilitate. De când a suferit înfrângeri rușinoase atât în privința societății anonime de la Bondavar, cât și în privința căii ferate, contramineul va tăcea chiting multă vreme. Deci ar fi venit la Paris numai pentru Evelin? Este de-a dreptul nebun după ea. Se spune că oriunde ar călători Evelin, o urmează. La hanurile la care a stat dânsa, Valdemar îi mituiește pe servitori ca să se poată culca în patul din care s-a sculat ea. Îi mituiește pe servitorii de la băi ca să se poată face baie în cada, în apa în care s-a scăldat ea. E nebun de legat și femeia nu-l poate suferi. Treaba ei. Prințul Tibald nu o s-o poată duce mult așa. Cu toate că am încercat să-i aranjez, dar averile financiare n-are să o ducă mai mult de 2 ani fără să fie necesar să-și convoace creditorii, dacă nu o să ceară ginerele punerea lui sub curatelă. Se vorbea despre așa ceva când am plecat din Viena și ăsta nu să aibă nicio repercursiune asupra treburilor de la Bondavar. Deloc. Pentru capitalul necesar subscrierii acțiunilor sale, am luat ipotecă pe moșia de la Bondavar, care e liberă de sarcini. Întreprinderea de la Bondavar e clădită pe o stâncă de diamant. Un servitor intră și aduse niște telegrame. Corespondența pe care domnul abate trebuia să o primească de la prietenii lui din Viena era trimisă tot pe adresa lui Kaufmann. Lupus in fabula, spuse Kaufmann deschizând prima depeșă și întinzându-o abatelui Samuel. Abatele citi. S-a ordonat punerea sub curatela a prințului Tibald. Săraca Evelin, a pățit-o, spuse Felix cu un umor cinic. Abatele desfăcut telegrama adresată lui și o parcurse într-o secundă. Cu asta am pățit-o eu, întinse telegrama lui Felix. În ea se puteau citi următoarele. Toți miniștrii și-au prezentat demisia. Împăratul a acceptat. Regimul se schimbă. Adio, mitră episcopală. Adio, pălărie de cardinal. Adio, fotoliu de catifea în Reichsrat. Când a fost să deschidă cea de-a treia telegramă, și-au apropiat amândoi capetele să o citească. Ea glăsuia. Mina de la Bondavar a explodat. Toată mina arde. Cu asta am pățit-o amândoi, bolborosi Felix, căpând de peșa din mână.
Cele trei lovituri căzuseră una după alta ca un fulger întreit, dar ultima lovitură era cea mai grea. Dacă află prințul Valdemar, izbucnesc dintr-o dată toate gurile de foc ale contemineului. Trebuie făcut ceva pentru înlăturarea pericolului. Dar ce? Măcar de s-ar câștiga timp până la lansarea marelui împrumut bisericesc. După aceea, umflea ca întreprinderea de la Bondavar nici nu mai merită să fie luat în considerare. Dar cum poți astupa gura adversarului? S-a hotărât ca preotul să discute problema cu Evelin, iar cu prințul Valdemar să discute Kaulman. Și cum s-au mai întunecat fețele lor radioase? Toată gloria bărbaților s-a târne oare de firul de mătase al unui zâmbet de femeie? Jocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 14. Evelin imerise la Paris într-o perioadă când moda feminină cunoștea o prefacere neobișnuită. Era pe vremea când împărăteasa Eugenia dezbrăcase crinolina și, ca să-i facă plăcere monseniorului Cighi, nunțiul papal, ordonase doamnelor de onoare ca la recepții să apară toate cu rochii închise la gât. Gura rea a lumii și presa coruptă era de părere că acest lucru nici măcar nu i-ar fi fost pe plac nunțiului. Data epocală a renunțării la crinolină nu e încă notată cu litere roșii, nu e trecută printre sărbătorile din calendar, dar ne amintim cu toții că acest eveniment a provocat o revoluție, ca să nu spun restaurație, într-adevăr salutare în toată lumea feminină. În locurile publice au apărut rochii de culoare închise, încheiate până la gât, jos strâmte și înguste, au ajuns la modă bijuteriile negre, lanțurile grele și ragurile de mărgelele din cărbune de piatră ca niște mătănii la capăt cu o cruce. Cu această modă exterioară s-au pus de acord și sufletele. Cei cu bun simț se duceau la biserică să asculte predica. Lumea feminină a învățat să se roage cu eleganță și să-și plece ochii frumoși către cartea de rugăciuni. Căința și întristarea față de depravarea lumii s-au manifestat și în fapte cu efecte mai practice. Doamnele elegante au început să facă colecte pentru scopuri preacucernice, cum ar fi darurile pentru vitejii entuziaști mobilizați în apărarea Sfântului Scaun, pentru restituirea banilor plătiți drept amendă de către unii ziariști drept credincioși, pentru subvenționarea preoților alungați de către ateii din lăcașurile lor. Pentru aceste sublime scopuri, cele mai vestite frumuseți ale saloanelor și scenelor strângeau ofrandele nu numai în cercul cunoștințelor, ci mergeau până acolo cu pietatea și smerenia că se postau cu pușculițe pe la intrarea bisericilor să adune bănuți de la publicul pios. Domnul Kaulman nici că ar fi putut găsi moment mai favorabil pentru realizarea formidabilului plan făurit de abatele Samuel. Acest aspect al vieții spirituale a lumii moderne pariziene corespundea întru totul cu sentimentele Evelinei. La câteva zile după sosirea la Paris, frățiorul ei infirm murise. Un medic vestit l-a operat în așa fel încât l-a vindecat pe veci. În urma acestei pierderi, Evelin căzu într-o mare tristețe. Simțea că nu mai are pentru cine trăi. Cârjile tocite ale reposatului le ținea în budoar, rezemate de o parte și de alta a măsuței de toaletă și de două ori pe săptămână se ducea cu trăsura la cimitir ca să depune coroane de flori proaspete pe mormântul lui. Așadar, moda ispășirii era în conformitate cu adevăratele ei sentimente. Cânta mai bucuroasă din Mozart și Handel la biserică decât din Verdi la operă. Mai mult chiar, hotărâse să organizeze în saloanele ei un concert religios cu prețuri de intrare ridicate, urmând ca rețeta să fie folosită pentru atingerea unui obiectiv foarte cucernic, în legătură cu o unitate de zuavi sau cam așa ceva. Nu știu sigur, dar o să aflați de ce nu știu. Pe când își frământa creierii cu alcătuirea programului, dădu buzna, fără să se anunțe, prietenul ei vechi și preferat,
zvăpăiatul și poznașul Arpad. Evelin aruncă tocul din mână, fugi râzând în întâmpinarea lui și îl îmbrățișe. Ah, dumneata, marele poznaș, dar cum ai ajuns aici? Umblu și eu cu meseria mea, spuse Arpad râzând. Caut să văd unde m-aș putea duce cu țambalul să dau un concert. Ai venit la țanc, parcă te-ar fi chemat cineva, dar cum de m-ai găsit? Mare lucru să vă găsească cineva pe dumneavoastră. Dacă nu v-aș fi văzut numele pe afișele teatrelor, v-aș fi găsit pe cele ale bisericii Saint Eustache. M-ai și ascultat în ambele locuri, și pe scenă și în biserică. Numai că, trebuie să o spun, la biserică intrarea e foarte scumpă. În timp ce la operă v-am putut obține cu 12 franci, la ușa bisericii, prințesa aceea care strângea banii nu m-a lăsat să intru până nu i-am dat 20. Vai ce nebunatic ești! M-ai obținut cu 12 franci! Ce expresie e asta? Numai de cât te obțin eu pe dumneata? Cu cât te poate obține omul? Întrebarea este pentru ce? Ia uită-te prostuțul de el! Doar nu pentru râșnit cafea vreau să te prind. Pentru cât dai un concert de pian? Pe dumneavoastră vă costă o strângere de mână, pentru alții preț fix, 500 de franci. Da, dar dacă e vorba de scopuri de binefacere, pentru așa ceva nici pe gratis, nici pe bani. Ei, ei, ce vorbă e asta? Ești un cinic, n-ai milă de nimeni, nu vrei să faci nimic pentru săraci. Am eu o femeie săracă, eu îi datorez totul, mama. Orice bani pe care l-aș da altcuiva e luat de la un sărac care a fost jefuit în modul cel mai nedrept de pe lume. Mama, să-i dea lumea înapoi mamei ceea ce i s-a furat și eu îi dau lumii tot ce am. Până atunci totul e al mamei. Ești un papă lapte. Bine, vei primi acei 500 de franci, dar trebuie să cânt niște bucăți frumoase, sfinte. Misa lui Liszt și oratoriul lui Handel. Ce? Te pomenești că pregătiți un concert ca să recrutați zoav pentru Roma. Ei da, eu îl organizez. Atunci n-am ce căuta. De ce nu? De ce? Pentru că nu cânt împotriva lui Garibaldi. Oh, ce copil prost ești! Nu vrea să cânte împotriva lui Garibaldi. Cu niciun preț, se înflăcără tânărul. Și pentru a da o greutate mai mare împotrivirii sale, își desfăcu vesta de la piept și îi spuse Evelinei. Vedeți asta? Purta o cămașă roșie. Evelin nu-și putu stăpâni râsul. Ia te uite la el, poartă cămașă roșie. Nu m-aș mira să te și văd pe dumneata partizana lui Garibaldi. Dacă n-aș ține seama de cuvântul mamei, m-aș fi înrolat de mult. Dar dacă te-ar împușca în mână, ce-ai face? Aș ajunge cerșetor la casa vreunei doamne. S-ar găsi careva să mă întrețină. De asta dată Evelin izbucni în plâns. Arpad nu putea pricepe ce o apucase. S-a apropiat de ea, a rugat-o, a consolat-o, a întrebat-o dacă nu cumva o jignise cu ceva, până ce, în cele din urmă, plângând în hohote, îi răspunse. Ia, noșca, săracul, a murit. Cârjile lui sunt aici, lângă masa mea. Îmi pare într-adevăr rău. Am petrecut multe clipe frumoase cu bietul băiat. Așa e că și dumneata l-a iubit. De când nu mai aud bocănind cârjile lui pe trepte, pentru mine lumea e goală. Nici nu știu de ce mai trăiesc. Aș vrea să trăiesc pentru un om care nu se poate ajuta singur, care să aibă nevoie de îngrijirea mea. Poate pentru un pictor care și-a pierdut vederea, pentru un violonist care a rămas fără mâna dreaptă, sau pentru un mare luptător politic care e urmărit și nu-și poate părăsi locuința și pentru care aș fi totul, binefăcătoarea care îi aduce pâinea zilnică. Du-te la Garibaldi, și începu să râdă și ea. Apoi întrebă, dar spune, mai auzi cântând, ce părere ai? Dacă le-ați cântat diavolilor așa cum știți să le cântați îngerilor, ați fi o mare artistă. Dar ce înțelegi prin diavol? Poate știți din predicile lui Pater Anselme că teatrul este sinagoga diavolilor. Vai, vai, ești un bădăran, nu știi că sunt actriță? Mii de scuze, credeam că ziua sunteți stareță de maici și numai seara sunteți actriță. Ascultați-mă pe mine, n-ar fi o ocupație proastă. Cară-te de aici, că ești nebun. De ce mă consider stareță? Nu sunteți oare îmbrăcată ca o stareță? M-am îmbrăcat numai pentru ispășire. Ești ateu și dumneata, îți bagi joc de cele sfinte. Eu nu mă dam, ceva mai mult. Recunosc că a umbla în mătase gri și neagră este o mare ispășire.
A cocheta cu ochii în pământ e o mare pucăință și a mânca homar de 20 de franci bucata înseamnă a posti. Mai cred și ceea ce spune lumea milostivă despre femeile din Paris și anume că poartă rochii închise pentru că, după moda medievală, se flagelează și vor să ascundă urmele lăsate de bici. A, nu-i adevărat, nu fac una ca asta, protestă Evelyn. Nu știu, lumea vorbește, e taina dumneavoastră. Dar nu e adevărat, se aprinse Evelyn. Nu mă flagelez. Ia, uite-te aici. Spunând asta, se aplecă în fața lui Arpat și cu o cochetărie inconștientă își ridică gulerașul brodat în așa fel ca băiatul să-i poată vedea spatele. Arpat roșii și nu se uită. Într-adevăr, se purtau ca doi copii. Arpat își luă pălăria și spuse în glumă. Recrutați mai departe cu cântecul dumneavoastră unități de zuav pentru domnul Merod, iar noi, ajutați de Garibaldi, o să-i împrăștiem cu muzica noastră. Apoi, lăsându-i Evelinei o carte de vizită cu adresa lui, zvăpăiatul plecă, iar cealaltă zvăpăiată își continua programul pioasă. Jocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 15, Imaculata. Greva femeilor din Paris ținu ca mult. Noi, cei care am avut parte de greva tipografilor sau a muncitorilor brutari, știm ce greu sunt de suportat grevele în ramurile care împlinesc nevoile vieții de fiecare zi. Dar amite o greva femeilor. Parbleu! La Paris e primejdios să glumești cu astfel de lucruri. Acum 100 de ani, autoritățile ecleziastice pariziene au recomandat renunțarea la plăceri și mortificarea trupului și încetul cu încetul, în așa măsură s-a răspândit această furie religioasă, încât toate femeile și fetele frumoase, în loc să se ocupe de iubiții lor, umblau prin cimitire și se flagelau. Unele puneau să fie bătute cu nuiele și în acest timp strigau, vai ce plăcut e, vai ce fericire! Până la urmă, regele se văzu nevoit să închidă cimitirele și să interzică flagelările, iar drept răspuns, femeile au născocit acest cuvânt frumos. În numele regelui, îi este interzis lui Dumnezeu de a face miracole în acest loc. În sfârșit, după ce nici regele, nici parlamentul n-au reușit să pună capăt acestei furii, ea a fost înlăturată de o nouă modă. Binecuvântat fie cel care a inventat șinionul și le-a dat femeilor frumoase alte preocupări decât să se dea în vânt după stările sublime. Pentru că, altfel, după falimentul crinolinei, obiceiul flagelării s-ar fi răspândit în întreaga lume. Abatele Samuel o vizită pe Evelyn. La Paris, nimeni nu vede ceva neobișnuit în faptul că o față bisericească vizitează o actriță. Domnul abate era bine primit în ambele case, atât în cea a soțului, cât și în a soției. Evelyn îl primi și îi arătă programul concertului pe care voia să-l organizeze în salonul ei, în scopuri prea cucernice. Abatele a manifestat un viu interes pentru program. Ia uitați-vă, îi spuse cu ciudă Evelyn, ce bine s-ar fi potrivit aici, între partea de canto și cea de violoncel, un număr de pian al acestui puști, dar nu vrea să vină prostul de el. Cum? Arpad e aici? Sigur că da. Mai adineaure a șters-o. E nebun. L-a rugat frumos să ia parte la concertul meu. El ar fi cel mai potrivit să mă acompanieze la armoniu când voi cânta Stabat Mater, dar nu m-a ascultat. E nebun și a ajuns și eretic. Abatele râse cu poftă, dar în acest timp se gândea la ceva. Femeia asta vorbește cu mare plăcere despre un puști ca Arpad, dar puștul se apropie de 20 de ani și ea de 19. Copilei îi trebuie și ceva distracții ca să fie pregătită pentru încercări mai serioase și mai grele. Ce-ar fi să îndulcim puțin pilula cu Valdemar aruncându-l pe Arpad? Bun, aranjez eu cu Belenii Arpad să cânte la concert să vă acompanieze și la Stabat Mater, dar ce îmi dați? Oh, nu o să vrea, îl cunosc eu. E foarte încăpățânat când își bagă ceva în capul lui de papagal. Dacă nici eu nu l-am putut convinge, Evelyn își dă seama de puterea de fascinație a ochilor ei. Totuși am să-l conving, dar ce îmi dați în schimb? Insista abatele.
Cum o să-l convingeți?" întrebă Evelin, fără a-i răspunde la întrebare. "Am să văd eu. De pildă, am să-i dau a înțelege că, dacă va cânta aici, va putea cânta și în saloanele împărătesei și cu asta și-a găsit norocul pentru întregul sezon. Un artist poate să-și dea seama ce înseamnă asta și pe urmă îi se oferă și ceva bani. Hai, am promis și eu 500 de franci." S-ar putea foarte bine ca ceea ce n-au putut face 500 de franci oferiți de o doamnă frumoasă unui tânăr să facă 100 de napoleon de aur trimiși de un preot unei femei bătrâne. Trebuie aranjate lucrurile cu mama lui Arpad și atunci el va face ceva ce va fi hotărât bătrâna. Cunosc relațiile dintre ei. Ei, sunteți într-adevăr un om deștept, domnule abate. Mie nu mi-ar fi trecut prin cap una ca asta. Sigur, n-ar fi trebuit să tratez cu puștiul, ci cu maică sa. Așadar, vă angajați să faceți dumneavoastră acest lucru? Să știți că dacă reușiți, puteți cere de la mine orice. Femeia era așa de încântată, încât, într-adevăr, putea îndrăzni să-i ceri orice. Și preotul îndrăzni. Ceea ce vă cer este o invitație la concertul dumneavoastră de binefacere. Oh, și 10, strigă cu bucurie Evelin. Dar invitația e personală și trebuie să o adresați cu mâna dumneavoastră. Dictați-mi cui să adresez invitația. Când trase sertarul biroului și scoase de acolo o invitație, Evelin tremura de bucurie. Pe ce nume? Prințul Valdemar Sonderheim. La auzul acestui nume, Evelin trânti tocul așa de tare încât acesta se înfipse cu vârful peniței în masă. Sări în picioare aprinsă. Nu! Domnul abate spuse râzând. Vai ce bine vă stă când sunteți furioasă! Ia mai rupeți, vă rog, câteva tocuri. Nu-i trimit nicio invitație prințului Sonderheim, spuse Evelin și se aruncă îmbufnată pe canapea. Îl considerați pe prinț un om neplăcut? Insuportabil! Și credeți dumneavoastră că în lume trebuie să existe numai oameni ca Beleni Arpad? Evelin sări în picioare și mânioase rupse programul. Rămână dar și Arpad acasă lângă fusta maicăsii. N-am nevoie nici de el, nici de altul, nici de concert. S-a terminat. Nu mai vreau să știu de nimic. Și aruncă programul în sobă. Atunci se ridică și abatele și apucă mâna femeii agitate. Calmați-vă, doamnă! Am venit cu o problemă foarte serioasă, care vă interesează și pe dumneavoastră și pe soțul dumneavoastră. Și nu vreau să ascund acest lucru, mă interesează și pe mine. Ne interesează pe toți trei în așa măsură încât pot afirma că e o problemă vitală. Dacă lucrurile se întorc împotriva noastră, soțul dumneavoastră va fi exilat în America. Eu voi fi surghiunit la mănăstire, iar dumneavoastră nu știu unde. Femeia căzu în scaunul uită. Să începem mai întâi cu dumneavoastră, urma abatele. Știți probabil că prințul Tibald, după ce i-a dat pur și simplu înapoi palatul din Maximilianstrasse, pe care îl primiseți în dar, a depus pe numele dumneavoastră acțiuni bondavar în valoare de 1.000.000 de fiorini. Nu știu nimic, exclamă Evelin mirată. Ei, asta înseamnă că nu v-ați ostenit să-l întrebați pe domnul Kaulman. Cu ce sunt acoperite cheltuielile acestui lux princiar, trăsura pompoasă, servitorimea, sera și toate celelalte? Credeam, îngăimă tulburată femeia, că salariul meu de la teatru și domnul Kaulman, dar văzând surâsul ironic care flutura pe buzele abatelui, se întrerupse. Preotul continuă. Acum totul s-a terminat. Potrivit unei telegrame primite astăzi, ginerele prințului a cerut punerea lui sub curatelă și această cerere i s-a încuvințat, fără îndoială că și acțiunile bondavar depuse pe numele dumneavoastră vor fi sechestrate. N-au decât să le sechestreze, spuse femeia într-o doară. Totuși, hotărârea ar putea fi atacată pe cale judiciară, dar altul e buclucul cel mare. Conform altei telegrame, săptămâna trecută, mina de la bondavar a fost distrusă de o explozie de zuhatar. Auzind această veste, Evelin izbucni. Și mina domnului Berend? Abatele se uită mirat la ea și, privind-o atent, continuă. A lui nu, dar cea a societății în întregime. Și după când ne informează telegrama, în mina a izbucnit și un incendiu, care e cu neputință de stins. În ochii ei, înălțat spre cer, domnul abate putu să citească o mulțumire adâncă. Slavă Domnului, bine că lui Berend nu i s-a întâmplat nimic. Acum, din această cauză, se naște un mare pericol, continuă abatele.
Ați auzit, poate, că, datorită Minei Bondavar, domnul Kaufmann a devenit o personalitate marcantă în lumea financiară. Milioane sunt efectiv investite în această afacere și la bursă sunt încheiate tranzacții de zeci de milioane, iar acum toate acestea sunt în aer. În mâna dușmanului, această catastrofă, din care eventual ar mai exista o ieșire, dacă s-ar putea stinge incendiul din mină, a devenit o armă cu ajutorul căreia Kaufmann poate fi împins la faliment. Mina distrusă este în același timp și mina contramineului. Averea unui rege al finanțelor nu constă în milioanele pe care le păstrează în lada lui de fier, ci în miliardele ce-i stau la dispoziție în sertarele străine, sub formă de credite. E de ajuns un insucces gomotos și toate aceste sertare îi se închid. Și dacă nu fuge cu ce apucă, pierde chiar și ce a avut el sub cheie. Kaufmann este acum în această situație. Astăzi îi se oferă din toate părțile sute de milioane. Mâine ajunge un strigăt și toți vor bate la porțile lui, cerând înapoi ceea ce i-au încredințat. Dacă acest strigăt va fi scos sau nu, depinde acum de un singur om. Și acesta este prințul Waldemar Sonderheim. E aici, a sosit astăzi. Probabil că a aflat de la agenții lui secreți despre catastrofa de la Bondavar mai devreme decât a aflat Kaufmann de la directorii lui de acolo, care au crezut că vor putea înăbuși pericolul. Soarta lui Kaufmann e în mâinile lui Sonderheim și n-am de ce să ascund și soarta mea. Am fost motorul unei acțiuni uriașe care cuprindea jumătate din lume. Mâine urmează să se lanseze pe piețele financiare din Paris și Bruxelles obligațiile împrumutului bisericesc mijlocit de Kaufmann, care ar putea da alt curs întregii istorii mondiale. Dacă prințul Waldemar se folosește de catastrofa de la Bondavar și intervine, totul se destramă ca un vis. Dacă vine la bursă și strigă acțiunea Kaufmann 60 sub Paris, suntem pierduți. Dacă tace, planul nostru favorabil va ieși triumfător. Și atunci, micul necaz de la Bondavar va rămâne un lucru atât de mărunt încât va trece neobservat pe piața financiară. Vă dați seama ce putere magică ar putea avea un singur cuvânt de-al dumneavoastră. Ce puteți obține dacă i-a spune un singur cuvânt prințului Waldemar? Fără a scoate niciun cuvânt, Evelyn clătină din cap și puse degetul arătător pe buze. Arăta ca un geniu al tăcerii. Cum? Nu vreți să faceți ce v-am rugat? Sări domnul abate cuprins de o sfântă mânie. Nu vă gândiți că nu vă costă decât un singur cuvânt și puteți atinge un țel înalt? Veți îngădui oare ca să se prăbușească sfântul scaun și pe castelul San Angelo, în locul Sfintei Cruci, să fie împlântat steagul cel roșu al necredincioșilor, sfinții să fie aruncați din lăcașurile lor și toate acestea numai dintr-un capriciu femeiesc? Evelyn dădu brațele în lături, parcă ar fi pornit să înfrunte un uriaș și strigă cu hotărâre. Nu pot să vorbesc cu acel om. Pe abatele Samuel începu să-l irite capriciile ei și văzu că nu reușește să o convingă pe această femeie, se hotărâ ca măcar să o jignească, așa ca să simtă. Drept care își lopărăria și ținând-o într-o mână la spate, îi spuse cu ironie rece. Nu înțeleg antipatia dumneavoastră, doar prințul Sonderheim nu e cu nimic mai prejos decât ceilalți bărbați pe care i-ați primit până acum. În fața acestei jigniri, Evelyn apucă cu violență mâna preotului și cu o sinceritate convingătoare rosti din inimă. Domnul meu, eu sunt încă fată. Abatele oftă. Fața aprinsă și îmbujorată de supărare pe care doamna și-o întoarse într-o parte, privirea feciorelnică lăsată în pământ, plânsul ei nevinovat, era o mărturie că spunea adevărul. Auzind vorbele Evelinei, simți cum se destramă și se risipește toată măreția sa și pentru el acestea erau lucruri mai de preț decât castelul San Angelo. O femeie cu talon ruj la picioare și cu mir pe cap, curtezană și neprihănită. Și preotul înțelese de plin de astă dată taina Sfinxului. Datorită acestei simple destăinuiri, abatele se simțea azvârlit de pe orbită. Nici pe Saul vedenia aceea fulgerătoare nu-l convinsese mai temeinic. Simțea că, față de culmile atinse de această femeie în clipa când îi vorbise
tot ceea ce poate visa un bărbat, măreție, glorie, frumusețe, putere sau renume, nu era decât fum și pulbere. Pentru a respecta voința soțului ei, căruia îi jurase credință, femeia aceasta și-a pus pe față fardul unei ființe scoase la mezar, păstrându-și însă sub el roșața pudorii. Preotul nu mai încercă să o coboare de pe aceste culmi. Evelin, vorbi el cu o seriozitate plină de blândețe, ceea ce am auzit acum mă trimite în exil, în celula mea. Ei bine, mă duc acolo. Mi-ați pulberat visurile mele cele mai bune despre măreția lumească. De acum încolo nu mai am visuri, ați spus, sunt încă fată. Bine, fiți într-adevăr fată. Legile franceze nu recunosc o căsătorie care nu s-a oficiat în fața autorităților civile. În această țară, căsătoria dumneavoastră cu Felix Kaulman e nulă și inexistentă. Dumneavoastră sunteți aici domnișoara Dirmac Eva și nimic mai mult. Puteți să-i spuneți domnului Kaulman că ați aflat asta de la mine. Eu l-am sfătuit să procedeze așa cu dumneavoastră. Acum mă întorc la mănăstirea mea să mă împac cu Dumnezeu. Dirmac Eva se prăbuși la picioarele preotului, îi acoperi mâinile cu sărutări și le udă cu lacrimile ei. Puneți-mi mâna pe cap, îl imploră fata plângând cu hohote. Binecuvântați-mă, părinte! Abatele ridică mâna spre ea, dar nu atinse. O, fata mea, îi spuse dânsul, deasupra capului tău plutește neîncetat o mână nevăzută, să te aibă pe veci în paza ei. Apoi plecă. Nici nu mai trecu pe la Kaulman, își scoase bilet de tren și se închise în liniștea mănăstirii lui și lumea n-a mai auzit nimic despre el. Jocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 16, soț și bărbat. Între timp, Felix era foarte grăbit să se întâlnească cu prințul. Nu așteptă până seara, când se deschidea bursa și unde putea să-l întâlnească fără nicio ceremonie, ci trecu pe la el. Valdemar nu lăsă să-l aștepte mult în anticameră. Chiar și regii finanțelor obișnuiesc să-și respecte reciproc rangul, cel puțin în aparență. Îl primi pe banchier în camera lui de lucru. A, prințul lucrează, spuse Kaulman cu falsă afecțiune, mirându-se grozav că un domn atât de distins e capabil să taie cu mâinile proprii o broșură și să sublinieze în ea cu creion roșu și albastru rândurile care îl interesează. Prințul își lăsă broșura pe masă și îl rugă pe Felix să ia loc. Chiar acum am aflat că ați sosit la Paris și m-am grăbit să fiu primul care vă salută. Și eu mă gândeam tocmai la dumneavoastră. Felix înțelese foarte bine surâsul ce însoțea cuvintele prințului. De data asta vin la cartierul general al dușmanului cu steagul alb al parlamentarului. Prințul gândi, știu, acest drapel este o batistă cu litera E brodată într-un colț. S-au împăcat oameni mai mari decât noi, reluă Felix, și din adversari au devenit aliați când i-au unit un interes comun. În cazul nostru, care e acest interes comun? Afacerea cu împrumutul, plănuit de mine. Prințul nu răspunse nimic, schiță doar un zâmbet bajocoritor, care îl făcu pe banchier să-și piardă sângele rece. Domnule, spuse Felix, ridicându-se în picioare ca să-și poată expune părerile cu mai multă emfază. E vorba despre împrumutul în favoarea Sfântului Scaun. Și știu bine că sunteți un catolic cucernic. Oare cine m-a trădat? În afară de asta, sunteți un aristocrat născut. Nu puteți sta cu brațele încrucișate în timp ce în Ungaria un ministru birocrat se pregătește să bage pur și simplu în buzunar averile bisericești și în timp ce un punct de francmason complotează să dea Imperiul Sfântului Petru pe mâna unei canai sans culotte, cu atât mai mult când împreună putem împiedica ambele acțiuni cu o singură lovitură. Dumneavoastră sunteți un om nobil. Și ce mai sunt? Și un fiind financiar. E imposibil să nu observați că întreprinderea noastră este una dintre cele mai grandioase, una dintre cele mai rentabile întreprinderi. Dumneavoastră sunteți un om deștept, puteți să calculați. Mai sunt și altceva? Felix nu se lăsă doborât de sarcasmul rece al lui Valdemar.
Cu o mișcare îndrăzneață, afișând expresia celei mai dulci afecțiuni, îi întinse prințului mâna. Mai sunteți și prietenul cel mai bun al firmei Felix Kaufmann. Rostind această frază, riscă ori să îi se dea mâna și să îi se primească prietenia, ori să fie pălmuit. Dar o păți și mai rău. Prințul luă de pe masă hârtia pe care, cu puțin mai înainte, subliniase ceva cu creionul albastru și roșu și zise: ascultați, dragul meu, coreligionar catolic, aristocrat egal cu mine în rang, companion financiar și cel mai bun prieten, aruncați-vă ochii pe acest mic manifest și veți găsi în el răspunsul pe care vi-l datorez. Vă rog, faceți-vă comod. În timp ce Felix parcurgea broșura ce-i fusese dată, Waldemar găsi de cuvință să-și pilească unghiile, rotunjindu-le. Felix lăsă broșura jos. Să fie asta biografia mea? După cum dovedește și coperta. A scris-o chiar dumneavoastră? Cel puțin datele eu le-am dictat. Aici sunt dezvăluite diferite manopere de ale mele, cu care chipurile aș fi aruncat praf în ochii publicului în legătură cu construirea societății Bondavari, prin mijlocirea căreia, cu ajutorul bilanțurilor false și al dividendelor fictive, am adunat zeci de milioane de la diferiți capitaliști, bani care acum, din cauza catastrofei care a avut loc, sunt cu desăvârșire pierduți. E un pamflet necruțător. Nu cumva e un neadevăr? Dimpotrivă, în dumneavoastră mi-am găsit un biograf fidel, dar vreau să-mi continui autobiografia. Paguba cauzată ieri pot să o acopăr mâine. O afacere proastă e lichidată de una bună. Mica înfrângere e acoperită de o victorie mare. Ce urmăriți, prințe, cu acest pamflet? La ora la care veți lansa împrumutul la bursă, difusez acest act în corbei și în culise, încep contramineul și fac ca acțiunile dumneavoastră să fie șterse de pe listă. Știam asta dinainte și tocmai de aceea am venit aici, ca să previn acest lucru. Felix Kaufmann voia să-și exprime exasperarea clipind des din ochi, își înfipse mâinile în vestă și cu o voce surdă continuă: domnule, dacă ați vrut să mor în fața ochilor dumneavoastră, v-ați atins scopul. Waldemar râse cu poftă și îl bătu pe Kaufmann pe umăr. Vă rog, nu glumiți cu mine. Nu pentru asta ați venit la mine, ca să vă trageți un glonț în cap în fața mea și ca să-mi vindeți ceva. Sunteți un escroc care a dat faliment și care mai are o ultimă comoară, o bucată minunată de cărbune negru pe care ați cules-o dintr-o grămadă de antracit, ați cizelat-o, ați vândut-o de multe ori, ați câștigat mult de pe urma ei și acum a ajuns din nou la dumneavoastră. Știți bine că sunt înnebunit după această comoară a dumneavoastră și sunt gata să licitez pe ea împotriva întregii lumi. De asta ați venit aici. Deci să ne înțelegem. Sunt gata să discut. Ce preț are? Prințul se trânti în fotoliul său și nici nu-l mai invită pe Kaufmann să șadă și el. Tulburarea acestuia se risipi și obrazul lui își reluă expresia obișnuită, dacă la el putea fi vorba despre obraz. În primul rând broșura, începu Kaufmann punând mâna pe tipăritură. Bun, o veți avea. 1000 de exemplare împreună cu manuscrisul original. Puteți să-l puneți pe foc dacă nu cumva vreți să-l păstrați ca amintire. În al doilea rând, renunțați la contremine. În cele 3 zile de subscriere la împrumut, nu veți întreprinde nicio manevră împotriva mea și a asociațiilor mei. Dimpotrivă, veți fi printre primii subscriitori și veți subscrie o sumă corespunzătoare cu numele dumneavoastră. Bun, spuse prințul, ne-am înțeles, dar ascultați acum și amendamentele mele. În prima zi de subscriere nu întreprind nimic împotriva dumneavoastră, dar nici nu subscriu nimic. Nici a doua zi nu vă fac nimic, dar nici nu vă ajut. În a treia zi subscriu la împrumut 1 milion și de atunci încolo vă voi sprijini afacerile din plin, ca un adevărat prieten, dar de ce nu în prima zi? Am să vă spun ce se va întâmpla în primele 2 zile.
Chiar astăzi îi veți comunica doamnei că prințul Tibald a fost pus sub curatelă și că dânsa nu mai poate locui în casa lui. Madame a mai avut odată dărnicia de a înapoia lui Tibald întregul palat cu tot ce se afla în el. Va proceda și a doua oară la fel și se va întoarce la soțul ei. Soțul va sărbători ziua împăcării printr-o serată strălucitoare. La această serată îl va invita și pe cel mai bun prieten al firmei sale. Cu o mișcare semnificativă, prințul își duse degetul la piept. Cu acest prilej, acesta îi va arăta doamnei poza unui minunat palat de vară de pe malul lacului Como, care își așteaptă stăpâna, știind că dânsa are urgentă nevoie să trăiască în Italia și de o schimbare de aer. Sunteți un om foarte delicat. Nu mă lăudați încă, vă rog. A doua zi va fi folosită pentru ca domnul Felix Kaufmann să o lămurească pe madame că pentru valabilitatea unei căsătorii în Franța este absolut necesar un act al ofițerului stării civile. Deci, o veți duce la notar și veți încheia căsătoria civilă. Dar de ce este nevoie de asta? Strigă Kaufmann, dându-se înapoi cu o mutră într-adevăr speriată. De ce? Repetă prințul ridicându-se în picioare ca să-și poată lovi victima mai de aproape. Pentru ca dumneavoastră, un speculant viclean, să nu puteți face ceea ce vreți, adică să vă însurați cu o fată frumoasă într-o țară, pentru că apoi, într-alta, unde legea vă îngăduie, să scăpați de ea, să o repudiați. Vreau ca niciodată și nicăieri să nu vă puteți lua înapoi numele dat doamnei. Așa-i? A patra zi mi-ați râde în față și mi-ați spune, ceea ce ți-am dat n-a fost al meu niciodată. Mie îmi trebuie și montura diamantului. Nu admit să fie scos din vergheta dumneavoastră, domnule, ci vreau să-l am împreună cu aceasta. Kaufmann nu-și mai putea ascunde tulburarea. Nu înțeleg acest capriciu. Eu îl înțeleg. Și dacă vreți, puteți să-l înțelegeți și dumneavoastră. Sunt nebun după femeia aceasta, iar ea nu mă poate suferi. Și eu știu cauza, dumneavoastră nici nu bănuiți. Soția dumneavoastră este o femeie virtuoasă. Vă mirați, nu? Nu e meritul dumneavoastră că e așa, ci al prințului Tibald. Mi-a spus-o chiar el. A făcut-o pe doamna să jure că nu mă va primi niciodată. Bietul bătrân credea că o va împăca pe nepoată sa cu mine dacă renunț la Evelin. A fost un prost psiholog. În felul acesta mi-a țâțat și mai mult pasiunea. Pentru o femeie decăzută n-aș alerga dintr-o țară în alta. Aș fi uitat-o de mult, dar o urmăresc pentru că mi s-a trădat secretul purității ei. O ador pentru că e strălucitoare, curată, sclipitoare. Acestei străluciri diafane îi trebuie un titlu, întărit în mod legal. Acest titlu este numele dumneavoastră. Iată, acum știți ce pretinde la dumneavoastră. Prințe, aveți idei infernale. Vreți să mă legați de infamia mea? De infamia dumneavoastră. Dar cine va chema la un târg unde se vinde și se cumpără infamia? Ce vă ofer eu? Nu cumva posibilitatea ca numele dumneavoastră să obțină o înaltă apreciere? Vai, numele de Kaufmann trebuie să rămână nepătat. Șeful firmei Kaufmann trebuie să fie socotit un bărbat cinstit și onorabil. Pentru lumea din afară, o autoritate, la bursă, comisar, bărbat integru și cap de familie respectat. Care e realitatea în afară? În lume știm numai noi doi, iar ceea ce este acasă o să știm numai noi trei. Kaufmann voia să arate că în sufletul lui se dă o luptă grozavă. Ei, domnule, nu vă mai frecați atâta ochii și obrazul, zise prințul întorcându-se. Tot n-am să vă cred că sunteți în stare să plângeți sau să roșiți. Timpul e scurt. Mai bine grăbiți-vă să-l folosiți. Adevărat, trebuia să se grăbească. Așa că domnul Felix renunță la scena finală în care urma să smulgă părul ca o ilustrare a luptei dintre disperare și datorie. Socotica a încheiat un târg avantajos și întinse mâna lui Valdemar. Numai că Valdemar nu-i o strânse, ci doar îi mulțumi. Notați tranzacția asta în registrele dumneavoastră, pe lângă celelalte afaceri încheiate. N-are rost să ne strângem mâna. Rețineți exact datele. Dacă până mâine, la ora 1, la prânz, primesc de la dumneavoastră o invitație
La serată, atunci nu mă prezint la bursă. Dacă până poimine la prânz, la ora 1, am comunicarea oficială a notarului dumneavoastră cu privire la încheierea căsătoriei civile, nu mă duc la bursă nici poimine. Și dacă în cea de-a patra zi până la prânz, la ora 1, se prezintă la mine împuternicitul dumneavoastră și mi-aduce informația că ați plecat la Bruxelles ca să supravegheați acolo la bursă lansarea împrumutului și dacă totodată îmi trimiteți cheia apartamentului dumneavoastră rugându-mă în același timp să vă reprezint aici ca asociat, atunci am să mă prezint la bursă și am să duc împrumutul la un triumf strălucit. Acum puteți să plângeți sau să râdeți, dar nu aici la mine. Giocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 17. Dirmac Eva. Așadar, domnul Kaulman aranjase foarte bine lucrurile cu prințul Valdemar. Acesta era într-adevăr îndrăgostit de Evelyn. De când o auzise cântând la biserica Saint-Eustache, ar fi fost capabil să se ducă după ea și într-un pustiu, să trăiască într-o peșteră și să se hrănească cu lăcuste, ca Sfântul Anton, numai să fie el acela care o s-o ducă în ispită. Kaulman repurtase un succes de plin. Prințul nu va mai lansa contremineul, nu va exploata explozia de la Bondavar, nu va zădărnici operațiile casei Kaulman. Dimpotrivă, va stăvili panica ce se va crea la bursa din Viena în urma știrii despre catastrofă și va menține cursul acțiunilor. Nu numai că nu va stânjeni lansarea împrumutului la bursa din Paris și Bruxelles, dar se va număra chiar el printre cei care vor subscrie sume foarte însemnate. Și ce plătea pentru toate acestea? Nimic. O vorbă dulce din partea unei femei frumoase. Să-și mai exercite încă o dată vraja Diamantele Negre, ochii Evelinei. Pe urmă, vor rămâne aia celuia care dă mai mult. Kaulman îl așteptă mult pe abatele Samuel și când văzu că nu mai vine, hotărâ să se ducă personal la Evelyn, dar nu a găsit-o acasă. Portarul îi spuse că doamna se dusese la teatru. Kaulman uitase să se uite la program și abia acum află că Evelyn joacă. S-a dus deci cu trăsura la operă. A intrat de grabă, luând loc în loja soției, unde nu se afla decât dama de companie. De acolo s-a uitat în sală. La parter erau destui din cei plătiți ca să aplaude. Într-una din lojile din avanscenă îl zări pe prințul Valdemar. Deci prințul știa că Evelyn cânta astăzi. Apoi ieși în foaier și, fiind cunoscut ca soț al doamnei, fu lăsat să intre în cabina Evelinei. Evelyn era costumată și aștepta intrarea în scenă. Când îl văzu pe Kaulman, îi întoarse spatele bosunflată. De ce o deranja tocmai acum, acum când își făcea meseria? Am venit să vă spun bună seara, frumoasă doamnă. Puteți să amânați pe mâine dimineață. Ce, să amân seara? Ha-ha! Nu asta, ci salutul. Știți bine că înainte de spectacol mi-e inima cât un purice. N-am vrut să întârzi. Știți că crema societății se luptă să obțină bilete la concertul dumneavoastră de binefacere. Mi-ați spus și mie un bilet deoparte? Domnul Felix era plin de amabilitate și afecțiune. Nu, n-am pus. Și de ce? Întrebă el cu o sclifoseală prefăcut naivă. Pentru că nu se va alege nimic din acel concert. Am renunțat la el. Fața domnului Felix se lungi deodată. N-ați vrea să-mi spuneți din ce cauză? După spectacol. Acum trebuie să intru în scenă. Și cu asta, doamna a ieșit din vestiar și umblă de colo-colo prin culise până la intrarea în scenă. Kaulman își căută un loc în culise de unde putea să urmărească pe soția sa și în același timp să vadă și avanscena. Evelyn n-a jucat și nici n-a cântat bine. Tremura, nu numai că intona prost, dar sărea pasaje. Se vedea bine că era emoționată. Dar clica, bine organizată, bătea din palme de se cutremura tavanul. Prințul Valdemar aplauda și el, de parcă lui s-ar fi plătit cel mai mult. După aria finală, din loja lui Valdemar, stoluri de jerbe și buchete de flori își luară zborul, căzând la picioarele Evelinei.
dar Evelin nu ridică nici măcar o floare, ci dispăru repede spre vestiar. Kaufmann o urmă. De ce n-ați luat măcar una din mulțimea aceea de cununi frumoase?" întrebă el. Pentru că nu le-am meritat. Simt, știu că am cântat foarte prost. Măcar una trebuia să ridicați, de dragul celui care vi le-a oferit. Așa? Țineți chiar atât de mult la asta? Eu? Ei, da, credeam că toate florile îmi sunt oferite din ordinul dumneavoastră. O, nu! N-ați văzut? Toate porneau dintr-o singură lojă. Nu l-ați recunoscut pe cel care se afla în lojă? Nu m-am uitat într-acolo. Era prințul Valdemar. A, marele dumneavoastră dușman? Cel care vrea să vă împingă la faliment? O, s-a schimbat întru totul. Acum e cel mai bun prieten al nostru. Al cui? Al nostru. Adică al meu și al dumneavoastră. Mulțumesc, eu renunț la partea mea. Va fi cam greu, madame, pentru că de acum e prietenul meu bun și casa mea îi este deschisă. Casa mea e închisă. Ei, acum sunt obligat să vă destăinui ceva neplăcut. Ați terminat spectacolul, nu? Nu vă mai enervați. Da, spuneți-mi, vă ascult, zise Evelin, ștergându-și fardul de pe față cu o cremă fină. Nu o să mai puteți ține mult timp casă proprie. Prințul Tybalt a fost pus sub curatelă și, după cum ați putut bănui, cu mintea dumneavoastră ageră, datorați casa dumneavoastră din Paris numai gestului său prietenesc. Acum s-a sfârșit, iar eu n-am posibilitatea să vă asigur o gospodărie separată și astfel vom fi nevoiți să locuim împreună. Atunci, desigur, prin forța lucrurilor, musafirii bine primiți în saloanele mele vor trebui să fie și musafirii dumneavoastră. Evelin dezbrăcă costumul sclipitor de regină, își scoase diadema, brățările de aur și, întorcându-se pe jumătate către Kaufmann, vorbi astfel. Credeți dumneavoastră că dacă va trebui să părăsesc acea casă fastuoasă, nu voi putea închiria la Paris o mansardă cu o singură ușă, iar la ușă cu un zăvor pe care să-l pot închide în nasul oricărui prinț din lume ca să nu poată intra? Kaufmann așteptă să termine. Nu mai era nici amabil, nici afectos. Vreau să vă fac atentă, doamnă, că în Franța există legi neplăcute care obligă soția să locuiască la soțul ei legitim, să călătorească cu el, să se supună voinței lui. Evelin tocmai își descălța sandalele aurii. Se uită la Kaufmann cu ochii ei negri pătrunzători și zise: iar eu vreau să vă fac atent, domnule, că în Franța există legi neplăcute care declară nule și inexistente căsătoriile cetățenilor francezi încheiate în fața altarului dacă nu au fost legalizate și în fața organelor civile. Kaufmann sări de pe loc ca mușcat de o viespe. Ce spuneți? Evelin își scoase din picioare sandalele aurii de safian și, rămânând în jupon și cu picioarele goale, aruncă sandalele la picioarele lui Kaufmann. Și acestea sunt ale dumneavoastră, dar eu, Dirmac Eva, demoiselle, sunt a mea, numai a mea. Cine v-a spus asta? Întrebă uimit bancherul. Tot acela care v-a sfătuit să procedați așa cu mine. Amețit, Kaufmann se sprijini de masă. Și acum, adăugă Evelin, făcând un semn cu mâna, aveți în vedere, domnule, că vă aflați în veștiarul domnișoarei Dirmac. Kaufmann nu așteptă să îi se spună acest lucru a doua oară. Își luă pălăria și plecă în grabă. O porni așa de iute, încât părea că nu se va opri până nu va cădea undeva. Totul era pierdut. Nu se mai putea salva nimic. Se întâmpla exact așa cum prezisese abatele. El era încă stăpânul multor milioane. Sute de milioane îi se ofereau. Era de ajuns să le primească. Mâine, 1000 de mâini. Se vor întinde ca să rupă în bucățele și ceea ce a rămas, să schimbe milioanele în mărunțiși. N-avea altă cale decât ori să se împuște, ori să bage mâna în casa de bani și să fugă în lume cu ce avea. Kaufmann alese calea din urmă și fugi. Jocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 18, Prăbușirea. Evelin se simțea ca un om care, după o viață prost începută, a găsit puterea să renască. Nu mai era căsătorită. Nu era nici văduvă, ca să-și plângă bucuriile trecutului.
Era din nou fata înaintea căreia se întinde drumul înflorit al vieții și nu știe ce floare să culeagă mai întâi. Inima era plină de dorințe noi, de speranțe și iluzii ce nu se pot spune. O taină plină de farmece care așteaptă deslegarea. A doua zi, când auzi că Felix fugise și că nu va mai putea să se întoarcă, simți cum se rup lanțurile robiei. O pasăre sălbatică scăpa din colivia sa. Încotro zboară o pasăre sălbatică, așa cum este ea atunci când simte văzduhul deschis sub aripile sale? Se mai gândește oare cât de strălucitoare i-a fost colivia? Cât de dulce o lingușea stăpânul ei? Ce hrană aleasă i-a dat? Cum o apăra de frig, de dușmani? Cât de frumos a învățat-o să cânte? Pasărea sălbatică se gândește numai la zbor. În libertate va fi poate sfâșiată, poate va îngheța, poate nici nu va mai ști cum să-și culeagă hrana de pe pământ. Ea totuși zboară, caută un tufiș, își caută perechea. Evelyn nu s-a gândit că vestea fugii lui Kaulman va atrage după sine fel de fel de vorbe legate de persoana ei. Toți se întrebau cui va rămâne această femeie frumoasă. Această femeie frumoasă care juca un rol mai mare în saloane decât pe scenă. Pe scenă era o diletantă, dar dincolo era o actriță cu experiență. Pe cine îl va alege ca rege? Pentru că regatul acesta rebel, care este o femeie frumoasă, își păstrează mereu dreptul de a alege un rege sau să scrie repede o de chance acta. O ciudată monarhie constituțională cu un minister care nu răspunde în fața regelui. O monarhie constituțională unde noțiunile despre lista civilă sunt diametral opuse noțiunilor noastre. Așadar, acum nu mai are pe nimeni, casa e goală, dar inima era plină de o bucurie care n-are încă nume. Oare ce nume să-i dea? La cine să se gândească? Cine este cel mai apropiat de ea? Cui să-i spună mai întâi că e fericită, nemărginit de fericită, că a devenit alt om, că e liberă? Pe masa ei zăcea cartea de vizită a lui Arpad. Porunci să se înhame caii, dădu valetului biletul cu adresa și se duse să facă o vizită familiei Beleni. Locuiau departe, într-o mahala a Parisului, unde nu sunt decât case cu parter. Doamnei Beleni îi plăcea să stea numai în case fără etaj și casa ei, pe care o vânduse cu un preț de nimic, tot așa era. Și mai era ceva. Când se opreau în vreun oraș unde Arpad avea de dat concerte sau lecții de pian, mama lui cerea totdeauna o locuință cu bucătărie, ca să poată găti acasă, să poată mânca împreună cu fiul ei. Proceda așa pentru ca el să nu se dezobișnuiască de supravegherea maternă și să nu care cumva să ajungă în societatea unor desfrânați, lucru inevitabil când mănânci la restaurant. Văduva, firește, gătea singură și Arpad adora mâncărurile pregătite de ea. Și dacă ar fi vrut cineva să-l indispună, atunci n-avea decât să-l cheme la un prânz domnesc. Când era posibil, se scuza că nu poate mânca decât acasă, deoarece urmează un tratament homeopatic. Doar nu putea să le spună domnilor care îl invitau că le mulțumește, dar că maică-sa a gătit acasă fasole cu urechi de porc și că el, la mâncarea asta, nu renunță pentru nimic în lume. Vizitiului și valetului Evelinei le-a trebuit mult și bine până să nimerească în strada aceea, pe undeva, prin Montmartre, unde locuia familia Beleni. Evelyn n-a intrat cu trăsura în stradă, ci a coborât la colțul ei și, însoțită de valet, s-a dus pe jos până în fața casei. Doamna Beleni închiriase două camere, despărțite printr-o bucătărie, într-o clădire modestă care avea și o grădină. O servitoare care spăla vase în curte i-a arătat Evelinei camera în care locuia domnișorul. Intrând încet în bucătărie, Evelyn observă că ușa încăperii dinspre curte se deschise îndată, lăsând doar o crăpătură prin care se ivi fața curioasă a unei femei. Era desigur mama lui Arpad, care voia să vadă cine a venit în vizită la fiul ei.
În vârful picioarelor, Evelyn se îndreptă către ușa cealaltă și o deschise fără zgomot. Voia să-i facă o surpriză lui Arpad. Camera lui Arpad era drăguță și confortabilă. Se observa mâna mamei, pe masă, pe pereți, numai amintiri primite de la înalte personalități. Cupe, sculpturi, arme vechi, picturi minunate. La fereastră erau glastre cu flori, iar într-un colț o bibliotecă luxoasă. Mama aranjase locuința în așa fel ca feciorului ei să-i placă să stea acasă. Pianul închiriat, una dintre cele mai bune piese Everardi, era deschis. Arpad stătea în fața pianului cu spatele spre un alt instrument muzical și picta pe o măsuță. Pianistul pictând. Toți artiștii au astfel de gărgăuni. Pictorului renumit îi place să-și chinuiască vecinii cântând la vioară. Muzicianului virtuos se apucă de versuri, iar romancierului îi place să strice marmura sau fildeșul sculptând figuri stângace. Oare ce-o fi pictând Arpad? Evelyn se apropie tiptil, dar foșnetul ochii de mătase o trădă. Arpad tresări și, speriat, ascunse pictura în sertar. Evelyn văzu doar atât, că era un fel de portret. Vai, dumneavoastră, erați!" se bâlbâi el tulburat. Credeam că-i mama." Aha, deci făceai un lucru neîngăduit. Mama dumitale nu te lasă să pictezi. Ce idee! Un pianist să-și piardă timpul cu pictura. Dar ce pictai? A, o prostie, o floare. Cu mai minte, picta un portret. Dacă e o floare, dă-mi o mie. Nu vă dau. Dar dacă e o simplă floare, nu vă dau. Ei, nu te supăra pe mine. Oferă-mi, te rog, un scaun. Sincer vorbind, Arpad era supărat pe ea. Ce nevoie a avut să-l sperie în halul ăsta? Dacă nu l-ar fi speriat, poate că ar fi primit-o cu multă bucurie. Introducerea asta strica toată întâlnirea. Portretul acela nu era al Evelinei. Stai lângă mine, zise ea. Altfel pot să cred că ți-e frică de mine. Vezi, mă așteptam să vii la mine astăzi să-mi spui părerea despre felul cum am jucat ieri. Fiindcă n-ai venit, uite, am venit eu. Ei, ce zici? Așa e că am cântat prost. Foarte prost, răspunse Arpad fără chef. Dumneavoastră dați înapoi, regresați. Simțeam că roșesc de rușine pentru dumneavoastră acolo, între spectatori. Și m-a ales jocul. Mi se părea că sunt într-un teatru de marionete. Da, am fost într-o dispoziție foarte proastă. Am avut unele grave neplăceri acasă, atât de grave încât m-am despărțit definitiv de Kaulman. Totuși, cred că nu Kaulman e singurul motiv că ați avut un falset. Vă puteți despărți de el și fără să greșiți măsura. Domnul Kaulman să-și vadă de milioanele lui. Nici până acum nu v-ați ocupat prea mult de el. Oare Arpad încă nu știa ce s-a întâmplat cu Kaulman? Pe semne că vestea nu ajunsese încă până în Montmartre. Cel puțin să nu fi pus să vi se arunce flori dacă ați cântat atât de prost. Evelyn se simți lovită pe nedrept într-un punct foarte sensibil. Se scuza aproape plângând. Dar crede-mă, eu nu pun pe nimeni să-mi arunce flori. Ei, da, unul din adoratorii dumneavoastră, un oarecare prinț nebun, să fii frumoasă, să cânti prost și să primești flori. Sunt trei păcate înmănunchiate pe care lumea nu le va vrea despărțite niciodată. Bine, dar ceartă-mă, înjură-mă, dascăl bătrân și cicălitor, mai știi ceva rău despre mine? Iertați-mă, frumoasă doamnă, grosolăniile de până acum au fost bombănel ale unui profesor adresate elevei sale, artistă. Cu asta am terminat. Hai să fim din nou copii și să ne alintăm. Să aduc jocul de dame? Vrei să joci hazli cu mine? Sau să ne jucăm de-a fripta? Vocea asta veselă schimbă dintr-o dată reaua dispoziția Evelinei. Râse și lovi peste mână pe Arpad, care o tachina. Ce să faceți acum, după ce l-ați alungat pe domnul Kaulman? Vă măritați din nou? Un alt soț vă va răsări ca din pământ? Cred că răsar ca ciupercile. Sau ne păstrăm independența de artistă? Evelyn lăsă ochii în pământ și rămase pe gânduri. N-am pe nimeni, spuse cu tristețe. Dar asta nu înseamnă că pe mine nu mă are nimeni. E același lucru. Nici nu vreau să fiu a nimănui. Nu vreau să-mi fie stăpân altcineva decât unul de același rang cu mine. Vezi, dumneata, fata care căra cărbuni, care a fugit desculță din mină, își păstrează rangul.
cel care va putea găsi un loc în inima mea trebuie să fie stăpânul voinței sale, liber, nelimitat în puteri, așa cum sunt eu ca femeie, să nu depinzi de niciun stăpân, să nu depinzi de nimic în afară de geniul tău propriu, să fii admirat nu pentru bani, ci pentru propria-ți strălucire, trebuie să fii artist și mândru. Era de ajuns pentru cel care putea înțelege. Arpad o înțelegea, dar strâmbă iar din nas. Femeie frumoasă, dar ați pornit pe un drum pe care nu veți da ochi niciodată cu un asemenea om. Ce vrei să spui? Arpad se ridică cu o mișcare plină de zburdănicie. Vreau să spun că artiștii adevărați au o concepție bizară despre viață. Priviți aici, pe masa mea, iată, acest pocal frumos, antic, pe care l-am primit cadou cu ocazia unuia dintre concertele mele la Prințul Demidov. La rândul său, el îl moștenise de la un strămoș, care și el îl primise în dar de la țarul Petru cel Mare. E o amintire de preț, o operă de artă. Au băut din el domnitor și prinți, îl apreciez mult, țin în el cărțile de vizită, dar la masă, pentru băut, folosesc un pahar de sticlă, pe care mi l-am cumpărat cu 15 bănuți și din care n-a băut nimeni niciodată, în afară de mine. Evelin roșii toată când auzi aceste vorbe crude, dar Arpad era hotărât să explice totul. Dumneavoastră, frumoasa mea doamnă, căutați un artist, mândru și liber, stăpân absolut pe voința sa, luminând în jur cu geniul său. Dumneavoastră credeți că un astfel de om liber va sta alături de dumneavoastră când vă veți plimba cu trăsura pe Champs-Élysées și lumea va zice: vedeți, asta e aleasa lui Apollo, dar caii de la trăsura ei nu sunt urmașii lui Pegas, care a făcut să țâșnească Hipocrena, ci caii pur sânge ai prințului X, iar strălucirea femeii se datorește nu gloriei soțului ei, ci diamantelor marchizului Y. Credeți că veți putea găsi un astfel de om frumoasă, doamnă? Spre nenorocirea ei, biata Evelin se grăbi să se apere de acest copil plin de cruzime. Dar dacă eu mă lipsesc de diamante, de toată strălucirea străină, de tot ce nu e al meu, de tot ce n-am meritat, de tot ce am obținut fără să dau nimic în schimb, nici măcar o mulțumire sau un zâmbet, atunci nu rămân altceva decât ceea ce sunt în urma muncii mele, artistă. Dacă lucrez zi și noapte ca să-mi duc talentul, ca să nu strălucesc prin altceva decât prin gloria artistului, răspunzându-i, Arpad îi spuse ceea ce dânsa nu știa încă. Copiii și nebunii spun adevărul. În Arpad era ceva din amândoi. Era un copil din pricina vârstei și artist în virtutea artei sale. Frumoasa mea doamnă, dumneavoastră nu veți ajunge artistă niciodată, dar niciodată. Sunteți dintre acele fiice vitrege ale muzei, care au talent din plin, dar cărora le lipsește un singur lucru, curajul. Dumneavoastră cântați minunat acasă, jucați genial și cu mult umor în fața a trei oameni, dar cum ajungeți în fața luminilor lampei, vocea vă este cuprinsă de sfială, pieptul vi se strânge, intonați fals, nu vedeți, nu auziți, n-aveți ochi, n-aveți urechi. Și pe lângă toate astea, jucați ca o păpușă de lemn. Asta se numește trac și de el nu se vindecă nimeni. El a nimicit mai multe talente decât critica. Dumneavoastră clătinați din cap la aceste cuvinte și vă referiți la faptul că ați obținut succese. Nu vă amăgiți singură. Eu cunosc meseria asta a noastră până în cele mai mici amănunte tehnice și cunosc chiar și mijloacele prin care se produc tunetele în culise. Dumneavoastră aveți succes, sunteți aplaudată, notați în flori la fiecare reprezentație. A doua zi citiți cronici elogioase în ziare. Totul e un fum auriu, ține atât cât aveți protectori bogați. Eu știu cât costă acest fel de a face curte, dar încercați odată să-i alungați pe toți curtezanii, să închideți ușa în fața marilor protectori și să jucați pe scenă cu următoarea pretenție. Acum nu pe mine mă aplaudați, ci interpretarea mea. Veți afla atunci ce ieftin e fluieratul și că critica distrugătoare e chiar pe gratis. Evelin înclină capul zdrobită. Ea știa de mult că toate acestea sunt adevărate. Arpad
Privea lucrurile ușor ca artist, dar ca tânăr le judeca foarte sever. Vedea în fața lui o femeie la modă, pe care cunoscătorul în artă, cu sufletul curat, nu trebuia să o măgulească. De ce să o îmbete cu iluzii deșarte? În schimb, compătimea în ea pe tovarășa de joc, care fusese totdeauna bună cu el. N-a supărat-o niciodată. Atunci, de ce s-a purtat cu el atât de neomenos? De ce ciupise Evelina acea coardă a inimii care nu trebuia atinsă? De ce smulsese de lângă paleta lui? De ce întrebase ce reprezintă portretul pe care l-a ascunsese? Putea să fie orice. Lasă fie o floare și dacă era o floare, de ce i-a cerut-o? Dacă s-a atins de el, trebuia să-i dea peste mână, dar nu era în stare de așa ceva. Și acum ce să fac? Ce mi-a mai rămas? Întrebă Evelina bătută, ridicând spre Arpad ochii scăldați în lacrimi și așteptă un răspuns. Băiatul rămase pe gânduri. Nu știa dacă să trebuie să-i spună chiar totul. Dar dacă i-a cerut paharul, să-l bea până la fund. Am să vă spun, frumoasă doamnă, dumneavoastră trebuie să alegeți una din aceste două posibilități, pentru că pe a treia, adică aceea a reîntoarcerii la soțul dumneavoastră, nu vă recomand. Dacă aș fi femeie, mai degrabă aș sta pe o masă la morgă decât între milioanele lui adunate prin jaf. Deci vă rămân două căi, să rămâneți pe scenă ca până acum, să primiți flori și aplauze, așa cum vin ele, și să vă alegeți prințul care vă place sau să vă întoarceți la cărat cărbun. Evelin se sculă de pe scaun, își strânse pe corp șalul și cu o voce spioasă spuse: mulțumesc! Și plecă foarte grăbită. Când o văzu plecând, lui Arpad îi dădură lacrimile. Bine, dar de ce venise tocmai când el lucra la portret? Abia plecase doamna și Arpad deschise sertarul să vadă dacă din cauza grabei cu care ascunsese tabloul, nu cumva se șterseseră culorile. Era într-adevăr o floare, un copil blond cu ochi albaștri. Dar se deschise ușa și el ascunse din nou tabloul. Nu venise nimeni, era mama lui, care întreba prin crăpătura ușii: fiule, cine a fost frumoasa prințesă care te-a vizitat acum? E o femeie săracă, mamă, o cerșetoare. Curios ce fel de cerșetori cu popdoabe sunt aici la Paris. Au rochii de mătase și șaluri persane. I-ai dat ceva? Nu i-am dat nimic, mamă. Bine ai făcut, fiule. Închise ușa spunând acesta și se întoarse în camera ei din fund să coasă mai departe un guler la cămașa fiului ei. Jocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 19, Cărbunele de piatră. Evelin procedă ca un om care nu vrea să moară. Nu vrea să moară tocmai pentru că medicul i-a spus că nu mai poate trăi. Era mult adevăr în tot ce îi spusese băiatul acela. Într-o privință însă îi va dovedi totuși că n-avea dreptate. În legătură cu ceea ce poate deveni ea, cu ceea ce trebuie să devină. Din clipa în care se văzuse singură pe lume, simțea cum se trezește în ea energia și încăpățânarea. Mulți capătă puteri noi dacă ajung să gândească așa: dacă n-am pe nimeni, am să răzbat singur, numai pentru mine. Și s-a hotărât să fie cineva, să fie artistă, să arate lumii ce poate ea dacă vrea. Va avea curaj în fața reflectoarelor. Va avea curaj tocmai pentru că alții nu cred în curajul ei. Va cânta ca și cum ar cânta numai pentru sine. Poate să facă asta, de vreme ce, pentru ea, lumea care o înconjoară nu este decât suma nimicului și a nimănui. A petrecut o noapte chinuită. Opulența saloanelor ei o obosea și parcă îi făceau reproșuri toate obiectele de artă de pe mese și din vitrine. Vasele, pocalele de preț, cupele cu pietre scumpe parcă îi spuneau: ce valoare au argintul și aurul dacă n-ai un pahar de 15 parale? Dar până la urmă o fură somnul și dimineața se trezi cu voința oțelită. În ziua aceea se reprezenta din nou opera în care cântase cu două zile înainte. Dimineața avea repetiție. Le va arăta ea chiar la repetiție ce știe. Nu se va uita la oameni, va cânta ca o privighetoare oarbă. Porunci să se înhame cai și plecă la repetiție.
După ce ajunse la teatru, dădu drumul trăsurii cu dispoziția ca să se reîntoarcă peste 2 ore să o ia. Cam atât trebuia să țină repetiția. Dar când intră în foaier, o întâmpină regizorul, care i-a aduse la cunoștință că astăzi rolul ei avea să fie jucat de o altă primadonă. Evelin se înfurie când primi această veste. De ce i-au luat rolul? De ce nu i-au spus mai dinainte? Era o lipsă de atenție față de ea. Regizorul își exprimă părerea de rău că nu-i poate da nicio lămurire, să-l întrebe pe impresar. Foarte agitată, Evelin îl căută pe impresar, dar acesta nu era în biroul lui. În schimb, secretarul acestuia, cu o politețe rigidă, i-a predat un plic pe care, potrivit dispoziției impresarului, tocmai voia să îl expedieze. Evelin luă plicul și, cum ajunse în hol, îl desfăcu și citi. Era o scrisoare de concediere. Concediere imediată, motivată de insuccesul de alaltăieri. Nici nu mai știa cum a ieșit din holul teatrului și cum a ajuns în stradă. Nu și-a revenit decât după ce s-a aflat în mijlocul mulțimii care se îmbulzea pe străzi. Abia atunci a început să se mire. Ce ciudat e un om care nu mai trăiește și totuși umblă pe pământ. El îi vede pe oameni, dar pe el nu-l mai vede nimeni. Merge, se mișcă, dar trupul și sufletul lui umblă pe căi diferite. Ce ușor poți să ajungi un nimic! Deci să fi fost adevărat tot ce-i spusese acel copil zburdalnic? Deci strălucirea norilor nu ține decât până la apusul soarelui? Deci toată lumea venea din afară și nimic dinăuntru? Deci făptura aceea frumoasă n-a fost decât o jucărie păcătoasă în niște mâini și mai păcătoase? Deci norocul nebun nu durează decât atâta timp cât există pe lume nebuni norocoși? Evelin rătăci pe străzi vreme îndelungată până ce, în cele din urmă, se trezi acasă. Umblase tot timpul pe jos. Îi fusese rușine să ia o trăsură. Sau poate nu îndrăznise să oprească un vizitiu, temându-se ca nu cumva acesta să-i citească în ochi că nu mai era nimica și să o întrebe. Dar cine îmi plătește cursa? Nu s-ar fi mirat deloc dacă la poarta casei i s-ar fi spus că acolo nu stă nicio femeie cu numele ei, că a murit de mult sau că s-a mutat. Totuși, o mai aștepta ceva care o făcu să treacă de la buimăceală la uluire. Străbătu încăperile apartamentului și, ajungând în budoarul ei, găsi un bărbat care stătea comod pe un fotoliu. Era prințul Valdemar. A venit timpul să-l prezentăm pe eroul nostru atât de des pomenit. Gentleman perfect, cu o ținută elegantă, cu părul bine îngrijit, cu barbă blondă, lăsată în jos pe ambii obrazi, am cutelet, cu mustăți răsucite în sus, cu ochii mari, rotunzi și buze subțiri, cu colțurile ridicate. Surâsul îi era distins și irezistibil, privirea limpede și sfidătoare. Cu un glas în care era mânie, surpriză și spaimă, Evelin strigă: "Ce căutați aici?" "Vă așteptam, frumoasă doamnă," spuse prințul cu glas cam răgușit, dar sigur de sine, și fără a se ridica din fotoliul în care părea că se simtea foarte bine. "Cine v-a permis să intrați aici?" întrebă Evelin indignată. "N-am cerut aprobare de la nimeni." "Atunci cu ce drept vă aflați aici?" "Cu dreptul acesta, doamnă," îi replică el, ducând cu o mișcare leneșă mâna la buzunarul hainei și scoțând un anunț care avea toate rândurile subliniate cu creion roșu. Îl întinse Evelinei. Când îl citi, hârtia tremura în mâna ei. Întrebă mirată: "Ce e asta? Nu înțeleg." "Totuși e foarte ușor de înțeles," o asigură prințul Valdemar, hotărându-se în sfârșit să se scoale din fotoliu. "Creditorii domnului Kaufmann au pus erchestru pe toate lucrurile dumneavoastră. Domnul Kaufmann a fost destul de lipsit de prevedere sau distrat când a declarat și lucrurile soției pe numele lui, astfel că va sechestra totul. În lipsa dumneavoastră, camerele au fost deschise cu forța de autorități, iar la poartă, creditorii au afișat un anunț invitându-i pe amatori să cerceteze lucrurile de vânzare. Acestui anunț îi datorez prilejul de a fi aici și de a putea privi în jurul meu. După cum vedeți, pe fiecare piesă s-a pus o pecete.
Eu mă aflu aici în calitate de cumpărător." Uitându-se în jurul ei, Evelin constată că acesta era adevărul. "Dar, domnule, e imposibil. Kaufman știa bine că nimic din ce aici nu-i aparține." "Vă cred. În orice caz, e greșeala notarului dumneavoastră, că n-are documente care să dovedească acest fapt. Astăzi nu se știe decât un singur lucru și anume că totul a fost adus de domnul Kaufman. El a cumpărat, el a procurat totul, iar domnul Kaufman, din păcate, cu toată bunăvoința, nu mai poate să dovedească contrariul, întrucât i s-a întâmplat o nenorocire. Pe când se afla în trenul de cale, a observat că e urmărit de poliție. A sărit din vagon și a murit pe loc." Evelin se prăbuși pe divan și își luă capul în mâini. "Dacă vreți să vărsați câteva lacrimi în memoria domnului Kaufman, iată, îmi întorc privirea în altă parte," zise prințul Valdemar, schițând o reverență. La asta Evelin nu-i răspunse nimic. Să piară totul în urma lui. Dacă a murit, fie-i țărâna ușoară. Un tâlhar omorât în timp ce este urmărit face o faptă bună. Cel puțin nu va fi spânzurat. Soția lui Bancrutie, căreia îi se aduce știrea morții soțului ei, să laude pe Dumnezeu pentru că a procedat bine. Pământul acopere soțul și cu el rușinea. La ce altceva putea să se mai gândească? Să se judece pentru bunurile pierdute? Să meargă în fața tribunalului? Să se prezinte cu îndrăzneală în fața judecătorilor? Să aducă oare martor cu care să facă proba cu cutare și cutare bijuterie sau garnitură scumpă n-a fost proprietatea soțului, ci un dar făcut de un aristocrat maghiar, cărunt, cinstit, unei artiste, fiicei sale adoptive, fără niciun gând rușinos sau ascuns? Să dovedească asta în fața unor oameni care vor râde cu ironie? Să caute pe cineva care s-o creadă? Să dea în vileag numele binefăcătorului ei ca să devină subiect de batjocoră alături de numele ei? Nu, mai bine să piardă totul. "Nu plâng, domnule," spuse Evelin. "Spuneți-mi ce știri bune mai aveți." "Mai știu multe," zise Valdemar și se sprijini de căminul cu grilaj de argint. Prințul Tibald, înaltul dumneavoastră protector, pus sub curatelă de către ai săi, a fost lipsit de orice influență efectivă asupra evenimentelor. Asta o știu. Și prin aceasta și acțiunile în valoare de 1.000.000 de fiorini depuse pe numele dumneavoastră au ajuns în mâinile curatorului. Sunt informată și despre asta. Dar și această întâmplare are o semnificație schimbată, întrucât, odată cu explozia minei și a incendiului care nu se poate stinge, cursul acțiunilor Bondavar s-a prăbușit. Ce-mi pasă? Nu vă pasă? Dar în același timp a căzut și omul de stat din Viena, care v-a fost cel mai mare protector. Nu-mi pasă. N-am terminat încă. Abatele, care v-a fost bun prieten și visa să ajungă episcop, s-a întors la mănăstire. Știu de mult. Se vede că am aflat amândoi totul deodată. Deci și eu știu, frumoasă doamnă, că azi dimineață impresarul v-a scris o scrisoare prin care vă aduce la cunoștință rezilierea contractului dumneavoastră. Iată scrisoarea, spuse Evelin, scoțând din buzunar hârtia mototolită și aruncând-o pe masă. Apoi, cu ochi fără lacrimi, se uită în ochii prințului Valdemar. În acest moment era deosebit de frumoasă. Ați venit aici numai pentru ca să-mi spuneți aceste lucruri? Întrebă Evelin. Și ochii îi străluceau tare, nu de lacrimi, ci de focul lor ascuns. Nu, nu am venit numai pentru asta, spuse Valdemar, pășind spre femeia așezată pe divan și aplecându-se spre ea. De acum încolo am să vă spun numai cuvinte înțelepte. Iată că toate visurile dumneavoastră s-au prăbușit. Mina de la Bondavar arde, acțiunile scad vertiginos. Omul de stat a căzut, prințul a ajuns sub curatelă, soțul a fugit și a suferit un accident mortal. Palatul din Maximilian Strase a fost sechestrat. Bunurile dumneavoastră din Paris sunt scoase la mezat. La teatru vi s-a reziliat contractul. S-au terminat toate cele 5 acte ale dramei. Să aplaudăm dacă ne place și să începem alta. Eu vă dau înapoi hârtiile de rentă, obțin pentru dumneavoastră palatul din Maximilian Strase,
Vă răscumpăr mobilele, diamantele și caii sechestrați, aranjez ca la teatru să vi se încheie un nou contract în condiții mult mai avantajoase ca până acum. Vă fac mai renumită decât ați fost și vă ofer un sclav mai fidel, cu mult mai mult spirit de sacrificiu, care vă adoră mai mult decât cei pe care i-ați avut până acum. Numele lui este Prințul Valdemar Sonderheim. Și rosind aceste cuvinte, se pleca adânc în fața Evelinei. Ea se uită la el cu adânc dispreț. Valdemar era convins că acum e stăpân pe situație. Și cum Evelin tăcea întrânsa, el scoase ceasul din buzunarul din dreapta al vestei, era un cronometru minunat, și îl puse în mâna ei. Doamnă, timpul meu e scump. Sunt așteptat la bursă. Mă duc să nimicesc întreprinderile Kaulman, exact ora 12. Vă dau o oră timp de gândire. Hotărâți asupra soartei dumneavoastră. Aștept aici. Cer de la dumneavoastră un răspuns scurt, da sau nu? Evelin îi dădu un răspuns și mai scurt. Trânti de pământ ceasul cu atâta putere încât bietul obiect se fărâmă în bucăți. Acesta era răspunsul ei. Prințul Valdemar începu să râdă și își băgă mâna în buzunarul din stânga al vestei, de unde scoase un alt ceas. Apoi, cu ploapele lăsate în jos, zise ironic. Era pregătit pentru acest răspuns, frumoasă doamnă, deoarece am adus cu mine încă un ceas. Vă rog, trântiți-l de pământ și pe acesta. Vă voi da apoi pe un al treilea. Dar Evelin nu lua nici pe cel de-al doilea. În schimb, sări brusc de la locul ei și arătând cu mâna spre ieșire strigă. Dacă dumneavoastră mi-ați cumpărat mobilele, luați-le de aici. Locuința însă e încă a mea. Plecați de aici. Prințul Valdemar își înălță cu mândrie fața care surdea mereu. Frumoasă doamnă, ceea ce spuneți e ușor de spus, dar gândiți-vă ce vă așteaptă dacă mă refuzați. Dumneavoastră nu mai aveți unde să vă duceți. Mai am un refugiu, strigă ea plină de amărăciune. Pot să mă întorc acolo oricând. Ce fel de refugiu? Cărbunele. Prințul Valdemar își lăsă capul în jos, nu mai scoase nicio vorbă, își luă pălăria și plecă. Femeia care se poate întoarce la cărbun nu mai are nevoie de prietenia nimănui, niciodată. În capitala lumii mondene, multe femei frumoase au văzut în el ultimul lor protector. Chiar în aceea seară, Evelin făcu o vizită bijutierului său și îi duse ultimii ei cercei cu briliante. Atât îi mai rămăsese, restul bijuteriilor se aflau sub sechestru și îi vându bijutierului diamantele. Banii îi lăsă la el cu dispoziția ca, la dobânda lor, mormântul fratelui ei de la Père Lachaise să fie curățat de două ori pe an și ca o dată pe an, de ziua morților, să aibă grijă să sădească pe el flori proaspete. Îi spuse apoi că dânsa avea să plece într-o lungă călătorie și pare se că, într-adevăr, a și plecat departe. A doua zi în zori, pe malul Senei, a fost găsit un pachet cu o rochie de cașmir și servitorii casei au recunoscut îmbrăcămintea cântăreței dispărute. Prințul Valdemar promise o recompensă mare celui care va găsi cadavrul frumoasei femei. Se pare însă că frumoasa femeie a izbutit să-și ascundă cadavrul cu atâta grijă încât niciodată n-a mai fost găsit. Se prea poate însă ca pachetul cu haine lăsat pe malul Senei n-a fost decât un tertip și că, în timp ce toți o căutau în adâncul fluviului, ea se ținuse într-adevăr de cuvânt și se refugiase la cărbuni, la cărbunii care te acoperă încetul cu încetul, care închid ochii muribunzilor, care te duc pe lumea cealaltă. Prințul Valdemar n-a mai aflat nimic despre ea. Și timp de 6 săptămâni, el și toată casa lui au purtat doliu. Jocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 20, Testamentul Grecului. Acțiunile Bondavar ajunseseră la 60 peste valoarea lor nominală și aveau tendința să urce și mai sus. Dar până la urmă, domnul Ceanta s-a săturat de atâta câștig. Ce e prea mult, strică. Și din ceea ce e bun, nu e bine să ai prea mult. Omul să nu fie nesățios, să nu dorească să înghită toată lumea. 60.000 de fiorini din nimic
și într-un singur an e un câștig foarte frumos. Pe urmă, la drept vorbind, e destul de greu să trăiești fără strângere de inimă un an de zile, să stai deasupra unei pivnițe care nu e plină cu monede de aur și argint, să încerce cine dorește acest schimb, să doarmă cu conștiința că nu mai are taler sub el. Așa încât, indiferent de ce ar spune domnul Spițase, hotărâ că venise timpul să le administreze acelor oameni bolnavi de la bursă puțin câte puțin din acțiunile sale. Poate că se vor vindeca săracii. De la un timp și așa li s-a stabilizat cursul. S-au și plictisit să tot vadă pe lista cursurilor de la bursă acel text stereotip. Bondavar 60 peste paritate. Așa că, într-o bună dimineață, când domnul Ceanta se sculase tocmai cu intenția de a-și trimite acțiunile la Viena, se duse la cafenea și luă în mână primul ziar găsit liber și, firește, începu să citească de la coadă, de acolo unde erau publicate cu litere groase telegramele de la bursă. Îi sări în ochi mai întâi un rând tipărit cu litere masive. Bondavar 60 sub paritate. A, e o greșeală de tipar și încă una grosolană. Era beat redactorul, bun de spânzurat, când l-a dat la tipar. Ar trebui închis nemernicul. Dacă mai există poliție la Viena și dreptate în monarhie, pentru o astfel de faptă mârșavă o să fie, fără îndoială, pus în lanțuri unul ca ăsta, care îi sperie pe oamenii cinstiți. Căci singura calificare ce s-ar putea da unui asemenea fapt este tulburare a liniștii publice. Pe urmă însă se uită la toate celelalte ziare și văzu că în acea zi, într-un chip cu totul miraculos, toți redactorii se înțeleseseră să se îmbete în așa hal încât să nu mai poată face deosebirea între peste și sub paritate. Nici măcar nu e 1 aprilie, ca să zicem că ar fi vrut să păcălească lumea. Ajunse la concluzia că trebuie să fie vorba de o neînțelegere uriașă și numai decât îi bătu o telegramă lui Spițase, întrebându-l ce s-a întâmplat. Dar telegrama lui Spițase s-a încrucișat cu a lui, acesta îi telegrafiase chiar mai înainte. Bucluc mare, mina Bondavar arde, mare panică. Acțiunile 60 sub paritate. Vindeți totul. Vai, la dracu, înjură domnul Ceanta. Să vând totul. 60 sub paritate. Cu o pierdere de 60.000 de fiorini. Așadar a venit timpul. Unde-i funia clopotului? Unde-i grinda din cerdaca să mă spânzur? 6 butoaie de argint s-au dus. Fac moarte de om. Am să-i mănânc. Mă duc la Viena. Dacă nu-mi dau înapoi argintul, dau cu piciorul în toată Viena asta, ca într-un mușuroi de furnici. Eu nu l-am dat acolo ca să rămână acolo. Și clocotind de mânie ca un taur turbat, aruncă din seif toate acțiunile și le călcă în picioare. Ticăloaselor, infamelor, voi hârtii, cerșetoare murdare, voi vreți să mâncați arginți în valoare de 60.000 de fiorini? Vă scot mațele, scot de pe spinarea voastră tot argintul meu, vă ucid, vă strivesc. Și cum le revășa așa, rămase în mână cu ceva deosebit, un act. O, ia uite, de ce mă înfurii oare ca un nebun în cușcă? Ce mi s-a întâmplat? Nu trebuie să fiu necăjit nici cât un bob de mac. Uite aici scrisoarea nepoțelului meu. Ce bine că nu i-am dat-o înapoi. Prin asta s-a obligat să preia oricând de la mine 1000 de acțiuni Bondavar, la valoarea lor nominală. Ah, ce deștept am fost că nu mi-am aprins pipa cu actul ăsta. Aș putea să mă pup singur că am fost atât de înțelept. O, mintea mea scumpă! O, năsucul meu, care a mirosit totul dinainte! Acum sunt perfect acoperit cu această scrisoare. Poate să tune și să fulgere din partea mea. Pe mine nu mă poate atinge. Vorbind astfel, puse frumos acțiunile și scrisoarea la loc în sertarul seifului și se simți cu desăvârșire liniștit. S-a apucat numai decât să-i scrie o scrisoare nepotului la Paris. Avea notat adresa biroului lui
și îl rugă omenește ca, având în vedere că lucrurile stau așa și așa, să trimită pe cineva după acțiuni, să le ia sau, dacă vrea, îi poate face serviciul de a le duce el personal, numai să-i spună unde și cine le va plăti. În ce privește eventualele dobânzi, se vor înțelege ei. La această scrisoare n-a primit răspuns timp de o săptămână. De fapt, nici Parisul nu e la un pas de orașul X. În toate zilele acelei săptămâni a primit atât dimineața cât și seara câte o telegramă de la Spițase, în care acesta îl întemna să scape rapid de acțiuni, deoarece scad vertiginos. În fiecare zi scad cu 10 fiorini. În ultima zi a săptămânii au cotat abia 80 de fiorini și asta cu o cerere lângedă. Contremineul a ajuns formidabil de puternic. Domnul Ceanta nu-și plecă nici măcar vârful urechii la aceste cuvinte ale telegramelor. Vorbește tu, vorbește, tocește-ți unghiile tot telegrafind. Ce-mi pasă mie dacă acțiunile voastre au început să crească în jos, ca morcovii, și dacă săptămâna viitoare o să oferiți 100 de fiorini celui care va accepta să ia măcar una din ele, din milă creștinească. Pentru mine, astea nu sunt acțiuni, ci am eu nevoie de hârtiile voastre. Ale voastre să rămână. Luați-le. Mie să-mi dați înapoi argintul meu. Vă trag eu de urechi. Se ducea zilnic la cafenea și arăta ca un om bine dispus. Nu era deloc în toanerele să se vaite cel pe care îl doare ceva. Numai în a opta zi, când citi într-un ziar de dimineață o telegramă din Paris în care se arăta că domnul Felix, directorul firmei Kaufmann, fugise lăsând în urmă uriașe datorii fără nicio acoperire, și când mai citi și depeșa din Calais care vestea că, încercând să scape de poliție care era pe urmele lui, Kaufmann sărise din accelerat și își frânsese gâtul, atunci puțin i-a lipsit domnului Ceanta să nu capete un atac de apoplexie. Îi telegrafie imediat lui Spițase ca să-i vândă toate acțiunile, dacă se poate cu 80 de fiorini, chiar și mai ieftin, cu orice preț, numai să le vândă. Spițase îi răspunse îndată, prea târziu, cursul e de 70 și asta numai platonic, adică numai ofertă, cerere deloc. S-a zis cu mina, s-a zis cu calea ferată, s-a zis cu totul. De ce nu le-ați vândut acum o săptămână când v-am telegrafiat? Acum puteți să le puneți pe foc pentru a coace castanele. M-au omorât, atât putut să rostească domnul Ceanta. Mă duc acasă, mă culc, vreau să mor. N-are rost să mai trăiesc nici măcar 3 zile. Și-a luat rămas bun de la toți cunoscuții. Să nu fie îngrijorați, nu se va sinucide. Va muri singur și liniștit, așa, din cauza mâhnirii, așa cum mor alții în mod normal din cauza unei boli. Dacă moartea omului se poate trage de la o briză mai rece, dintr-o bucățică de mâncare, de la respirația unui bolnav, cum să nu moară de durerea unei astfel de pierderi? S-au dus 200.000 de fiorini, 200.000 de fiorini adevărați, aranjați frumos, puși în butoaie, schimbați în taleri și nu fiorini închipuiți, din ceea pictați pe hârtie, azi roșii, mâine verzi, ci fiorini adevărați, grei, sunători, bani care rămân bani și peste 1.000 de ani, pierduți. Domnul Ceanta se lăsă dus acasă, în casa lui, de niște suflete milostive. Singur n-ar fi reușit să ajungă niciodată. Ar fi bătut la ușa tuturor caselor de pe uliță și ar fi întrebat dacă nu cumva locuiește el acolo. Oamenii ar fi crezut că vine de la undeva, de la o petrecere, mare și epilit. Ajungând acasă, se lăsă condus încă o dată în pivnița construită de el, acolo, sub râu, ca să vadă cu ochii lui dacă, într-adevăr, butoaiele lui pline cu argint mai există sau nu. Nu mai existau. Niciunul nu mai exista. Toate fusese răscoase de acolo prin înșelăciune de hoțul acela nemernic de la Viena. O, de ce oare și-a rupt gâtul tâlharul? De ce nu are atâtea gâturi câte butoaie fusese răscoase de aici, la îndemnul lui? Ce frumos stăteau aici unul lângă altul, bine rânduite. Asta era de 20
ăsta de un fiorin, ăsta de un taler imperial, ăsta de o coroană. Ce frumos sunt banii de arginți! Bani adevărați! Poate să piară reci, să fie năbușite revoluții, dar ei rămân. Poate să facă legi stăpânirea austriacă sau cea maghiară, dar lor nu le poruncește nimeni. Și banii aceștia frumoși, adevărați, au scăpat din mână, momiți fiind de alții. Au scăpat din pivnița lui sigură, în care nu putea intra niciun hoz, pentru că printr-un mecanism simplu, pivnița putea fi inundată cu apă. Lăsați să curgă apă în pivniță, Horcăica a ieșit din minți cămătarul. Lasă să se umple pivnița, să se nece cine intră acolo. Dar era prea târziu. Ar fi trebuit să dea drumul la apă mai devreme, când mai erau acolo butoaiele, să nu le poate atinge nici măcar stăpânul lor. Ar mai fi fost și acolo, acum, dacă ar fi dat drumul la apă la vreme. Monedele de 20, frumușele și verzi, talerii spălați, albi și curați. Și acum, ia-uzi cum mai orăcăie broaștele. Uac, uac, uac. Domnul Ceanta se dezbrăcă și se culcă în pat. Trimisă după preot, se spovedi și se împărtăși. Apoi chema autoritățile și-și făcu testamentul. Hotărâ soarta averii sale lumești. Mai avea avere multă, dar ce valoare mai putea să aibă dacă lipsea baza, trofeul victoriei, argintul? Casele lui, de pe toată ulița, le-a lăsat acelei biserici goale în care de acum nu va mai intra nimeni, în pragul căreia va crește iarba printre pietre și va potopi cu verdeață tot zidul, iar în curte se vor juca copiii cu mingea în fiecare joi după masă. Totuși, a lăsat cu limbă de moarte ca biserica aceea să aibă preot, paracliser și clopotar. Preotul să slujească, clopotarul să tragă clopotele, paracliserul să deschidă zilnic ușa, ca pe vremea când pe poartă intrau sute și sute de bărbați frumoși cu nasturi de argint și femei cu trenă lungă de mătase, ai căror urmași nu se mai află pe pământ. Această biserică să amintească mereu că ei au fost, iar casa vecină a poruncit să fie restituită văduvei aceleia, ultima fiică a celui din urmă grec din oraș, văduvei de la care luase casa la licitație aproape pe nimic. Și pentru că avea cu această femeie un proces mai vechi, în care Dumnezeu să fie judecător, un proces în care era vorba de niște hârtii cu o valoare azi mare, mâine mică, îi lăsă moștenire ei și fiului ei acel maldăr de hârtii blestemate, fără valoare, care se numesc acțiuni bondavar, acel maldăr de hârtii care acum îl ucideau. Ale lor să fie. Dacă își vor pierde valoarea, ei să piardă. Dacă vor avea cândva valoare, ei să se bucure de câștig. Astfel, lăsând în ordine averea sa lumească, sigilă testamentul și îl iscăli cu mâna proprie. Împărți ultimii bani de aur și argint la cunoscuți și servitori, clopotarului îi ordonă să tragă îndată clopotele de 3 ori la fiecare 2 ceasuri și dacă întreabă cineva de ce bat clopotele, să spună că a murit domnul Ceanta. Astfel vorbi și îi scoase pe toți din casă. A doua zi dimineață îl găsiră mort. Nu-și luase viața singur, l-a omorât numai și numai supărarea. Așa cum poate muri un moșneag când îi se stinge baba cu care a îmbătrânit alături, așa cum poate muri un om cu voință de fier care, odată hotărât să nu mai întârzie pe lumea asta, poate pleca din